m-am găsit la... Tot timpul cred că am fost foarte deschis spre necunoscut așa. Și niciodată nu mi-am pus problema, vai, ce o să fac, ce o să dreg. Nu știu cum am ajuns azi aici. Așa, de ce v-am adunat aici, mă? Alex, poți mai mult, te rog eu. De-aia m-am făcut actor, domnule. Deci vreau să vă iau în primul rând un cadru de doi curat. Da. Gândește-te că în sală este un om care vede pentru prima oară un spectacol de teatru și în aceeași sală e un om care vede pentru ultima oară un spectacol. Așa. Mai pune un pic de beca, cică, nu, nu-i... Așa. Uite, bă, că nu merge. Ai, cu capac, de-aia nouă. Tot, se făcea frumos. Bam. Salutare Cinefan, bine ați venit la Cinefan Podcast, Cristi Mitrescu și Emanuel Lăzărescu alături de voi și încă un om foarte interesant alături de voi pe care o să-l las pe Emanuel să-l prezinte pentru că asta îi place lui să facă. Exact. Asta e plăcerea lui. Plăcere. Invitatul nostru de astăzi este un cineast care ne-a adus zâmbetul pe buze, are peste 20 de filme la activ, actor, regizor, prezentator, seriale, filme... Putem să enumerăm două din ele, să nu facă infart până termin această prezentare. Nu mai vă rog. Pot să enumăr aici Love Story, care mie mi-a plăcut foarte mult, regizat de Iura Luncașu, și Între Galde, unde iată ne-a arătat că nu-i de glumit cu el, într-un film de Radu Muntean. Bun venit, Alex Bogdan. Mulțumesc, salutare. Mulțumesc pentru acest... Mi-a plăcut de la cineasta aia acolo. Urmă să mai întrebe cineva cu ce te ocupi. Cineast. Cineast? Păi ești cineast? Când actor și regizor. Când, da, și când am văzut toate minunățile astea pacii, că eu nu mă gândesc că am făcut film atâta, știi? Adică eu tot... Știi că toată lumea care vine aici are problema asta. Da, eu tot aștept să... Iată, ale mele? Eu tot aștept să se întâmple cumva ceva, pentru că... S-a întâmplat! S-a întâmplat. De mai multe ori. Iar nu s-a mai întâmplat. E iată ca că... pisica lui Schrödinger. E sau nu e? Sau... Bă, domnule, a fost sau nu a fost? A fost sau nu a fost? Cariera asta până la final așa. Îți dai seama, pe final... Dar n-ai ajuns la final. Cine știe? Păi uite, mai unul pe țeavă acum care are premiera pe 21 martie, da? Că de asta ne-am adunat așa, Haida de acțiune, în care iar ai un rol consistent. Și iar diferit, că e și comedie și acțiune, și filmul Tudor Giurgiu, Libertate, Sibiu 89. Adevărat, nu? Și după aia o să mai urmez de încă un Luncașu. Hai production. Că ne zici despre... Terminat zici. Sau în producție? E terminat. A, să câbârâd... E terminat. E terminat. Alex Bogdan e cel care imită tot felul de personaje, nu? Ăla care a făcut 5 ani glume la Gopo, sau celebru Rachet. Acum am citat din memoria colectivă, pentru că părerea noastră e că poți mai mult de atât din ce ne-am dat noi seama. O să Alex, poți mai mult, da. O să vorbim despre asta mai încolo. Deocamdată însă, așa facem cu toată lumea, să ne întoarcem un pic în timp, pe vremea când, ca și acum, era indecis. Ascultai în liceu și rock, și hip-hop, și manele, la discoteca manele. Vivaldi, nu? Da, în Târgu Ocna. Da. În viața de actor pot să zic că e și în manele, cum ar fi, să zicem, nu știu, Mondenii sau Mangalița, dar e și în zona rock, da, Între Galde. Popular, adică mainstream. Mainstream, zice, da. Așa. În zona rock, Între Galde, iar un film indecis, că practic e între... Nu e nici Galda e de rock, sus. E rock, e cu pădure, exact. Ai stânci, ai roci, deci clar. Dar, rock, ca să ne întoarcem așa cum spuneam. Și care ar fi hip-hop-ul? Deci, asta mă întrebam și care ar fi și muzica clasică de la Vivaldi. Muzica clasică, Babardeală cu Bucluc. Care ar fi acolo, da. Nu, Inimi Cicatrizate, zic. Inimi Cicatrizate, da, acolo e. Hip-hop-ul e Babardeală cu Bucluc. Hip-hop-ul e Babardeală, da, adică acolo e. De fapt, Babardeală, să știi că cred că le conține pe toate. Cumva are și manele, are dar și rock, de doare, are da, și da, 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 și are rock. De toate pentru toți. Exact. Oricum, dacă pui porno și... N-ai, e clar că într-un porno, un porno nu-i numai muzică clasică. Adică... Îți faci singur muzică acum. Și ritmul și tot ce vrei tu. Ești jos mai trebuie coloană sonoră. Adică... Nu mai... E totul ca într-un film românesc. Tras pe bune, live action, exact. Pui camera de la depărtare. Într-o singură dublă. Nu mai cereți a doua, că nu mai am. Da, se am poate. Am dat tot ce am putut. Se poate propriu. Întâmpla să rămână un singur sezon. Da. Să revenim totuși la Târgu Ocna. Când după o accidentare ai scăpat de sport și ai zis... A scăpat el de a mine. Scăpat, da, mă rog. Tu te-ai accidentat, practic, deci tu, nu el. Dă-mi prostia mea. Parcă, nu știu, tot timpul când mă gândesc că așa e o altă viață, ce s-a întâmplat acolo. A fost o altă eu viață. Nu am... Eu, dacă nu m-a... Dacă nu mă accidentam în momentul ăla, e posibil ca să nu se întâmple întâlnirea noastră. Adică
multiverse, așa, altă ramură din universul posibil, rămâneam probabil cu sportul, e posibil să, era posibil să ajung la Olimpiadă, poate, cu niște muncă multă și noroc. Făceai performanță și la Decathlon, nu doar la Octathlon. Da, da, era atât de greu la Decathlon, n-aveai tehnic, era efectiv imposibil să ajungi la nivelul oamenilor de afară. La lungime, să zic, dar îmi trebuia să sar 8 metri și mai aveam încă mult. Încă 6. Încă aproape jumătate de metru. Ai făcut, nu știu, 5.099 de puncte la... 5.099 la Octathlon. Uh-huh. La Decathlon, nu mai știu cât făceam, 6.000 și ceva, ăia la Olimpiadă se duc la 9.000 încolo. Adică se menține încă recordul? Să fie la ei acolo. Recordul la Octathlon, da, se menține. E efectiv, o să rămân acolo până o să explodeze planeta. Probabil ultima emitere a undelor în univers o să fie site-ul 5100. FRA 5099 și ăla o să se izbească de lună sau ce o să mai fie și nu o să mai existe niciun asteroidul, da. Gata. N-a făcut, domnule, niciun record, ia că nu mai e. Deci da, cu asta am rămas. Și m-am accidentat atunci. M-am încercat să mă repar, dar, cum se știe bine, totul pornește de la căpățână. Nu m-am mai reparat și atunci cred că am decis că trebuie să mă îndrept cât mai departe de ce făcea familia mea, partea masculină, uh-huh, adică profesor, sport, antrenori. Nu știu, nu mă simțeam în direcția aia. Și când a fost declicul ăla, când ai dat antrenamentele pe repetiții? Că practic am tot aia, doar că nu mai lucrai cu fizicul, ci cu psihicul. Da, le-am dat că am vrut film. Deci eu am vrut regie film. M-am dus la TVR, am început să fac pregătire pe acolo cu Nichi Modreanu, în birou la Atenție se cântă. Mm-hmm. Și în birou acolo îmi dădeau teme, citește Pescărușul și fă un decupaj cinematografic. În parte vreau să văd cum mm-hmm vezi tu povestea asta. Făceam tot felul de exerciții, adică... Și-a dat seama omul că, Nichi, că am potențial, că, de exemplu, la Pescărușul, cum l-am gândit eu așa, am focalizat foarte atent cumva relația mamă-fiu și coordonata lor principală este dacă mama mă iubește. Și uh-huh, am făcut un fel de joc în care nu e atât de tragic ce face el. E tot timpul o păcălește pe maică sa și a făcut prank-ul ăla, ca să vorbim în termeni actuali, prank că a vrut să se sinucidă, a tras, ceea ce mi se pare Năstase, adică la modul, domnule, același ketchup. Adică mi se pare că e cel mai ușor mod, nu există, uf, am ratat, bagă pe gât și dă-i. Fii bărbat. Dacă vrei cu adevărat. Dacă vrei să atragi atenția, sigur că tragi pe lângă, faci o chestie, m-am zgâriat, mi-a trecut domnul glonțul pe la ureche, uf, am scăpat. Știm toți câte șaturi am dat prin baruri. Da. Și la final l-am făcut pe ăsta care i-a dus tot așa, plin, cu capul plin de sânge, pe nu știu ce, aia nebunește acolo când îl vede, că aude de fapt ce zice aia era. Aude când zice, ia-o de aici că s-a împușcat, asta aude, nebunește, ăștia l-aduc, plin de sânge, îl pun pe jos și al plânge, copilul meu, iubitul meu, nu știu ce, așa, și ăla se ridică și trece așa prin cap cu degetul și face Tommy. Era o reclamă la Tommy. Și de acolo am petrecut 3 luni minunate la Hyperion în compania domnului Saizescu cu invitați. Senior, care era acolo foarte. Așa, am avut masterclass-uri cu Nicolaescu, adică s-a întâmplat. Să simte, nu? Când vorbesc că am trecut prin așa ceva. Deci nu te-ai dus la stat, la regie? Dar nu prea am știut că există opțiunea asta. Adică, cred că am aflat de un ATC abia în anul întâi spre final, după ce m-am mutat la actorie, că mai mișcam ceva și când veneau alți oameni din afară să vadă examenul, zice, de ce nu te duci la un ATC? Ce? Un ATC? Eu sunt aici. Dar mie îmi plăcea foarte mult unde eram. Îmi plăceau colegii, îmi plăcea de doamna Mandache, îmi plăcea de domnul Sebi. Singura chestie, o simțeam că cumva sunt într-un loc, între ghilimele, greșit. E când mergeam la teatru, cu carnetele noastre erau albastre și la un ATC erau albe.
Și aia intrau, deci era... Uite ce? Sigur. Și noi eram... Hyperion, haide, stați să vedem dacă... Dacă se umple. Da, și eram... Bă, se poate așa ceva. Deci eram un fel de marginalizați, așa ne simțeam. Discriminare. Cine stăia de au prioritate, nu? Eu numai între toți, de la privat, care plătesc facultăți, n-au nicio treabă. Dar n-am simțit nevoia. Și când s-a terminat toată povestea și cu Hyperion, când am rămas fără loc de stat, fără cămin, n-am simțit nevoia să mai trec încă o dată prin actorie. Că nu eram, ziceam, bă, n-am înțeles nimic. Mai trebuie să fac o dată. Hai la regie teatru, hai să vedem și altceva. Mm. Adică tot timpul cred că am fost foarte deschis spre un necunoscut așa. Și niciodată nu mi-am pus problema, vai, ce o să fac, ce o să dreg. Nu știu cum am ajuns azi aici. Știi? Și după regie ai făcut și un master, după regie, dar în actorie. După regie, pentru că efectiv m-am îndrăgostit de generația mea, are în capul meu e de aur, așa cum se vorbește de mari maestri, și care fac chestii foarte interesante și pe parte de muzică, și pe în independent, și pe filme, și cu tare. Dar cumva norocoși, pentru că nu toată lumea are șansa asta ca după ce iese din școală să poată să muncească, pentru că industria noastră de film, e clar, nu prea există. Noi am avut încă un lucru care pe noi ne-a ajutat, din momentul în care, eu cred că e o responsabilitate foarte clară, din momentul în care tu simți că ai o generație care e peste medie, că o simți, ești cu ea acolo, adică vezi examenele, vezi ce propun, adică vezi ce lume au în spate, că una e să faci chestiile corecte, situațiile, astea le înveți tehnice, e ok, dar tu când faci un examen și simți că ăsta are acolo în spate multe camere, adică nu joacă numai din garsoniera lui, eu cred că treaba ta ca, nu știu, profesor, după aia la master, e să încerci să-i ajuți, că asta e puterea ta. Cu toate cunoștințele tale, să încerci să-i împingi, cum ne ducea pe noi doamna Mandache, am făcut stagiatura de figurație la Odeon. Și în UNATC pe noi ne-a ajutat foarte mult Gelu Colceag, care a fost profesorul nostru la master, cu care am făcut o bombă de musical, adică bombă fiind de bine. Da, m-am prins. Bombă și prostie. Dacă era altfel, era o petardă. O petardă. Am făcut un musical care a fost Chicago. Un blockbuster. Care a fost rupere. Adică veneau oameni din afară, veneau actori și aveam feedback foarte, foarte bun. Adică, băi, e ceva, fac copiii ăștia ceva foarte tare. Și atunci când s-a mai putut, ne-a mai dus pe la mic, pe la cutare, dar am simțit că nu suntem de capul nostru. Știi, că suntem sprijiniți, că avem un fel de vânt în pupă, așa? Pe vremea aia se mergea la mic la teatru, acum se merge la obor. Da. Dar nu de întâi mai, că nu mai ești mic. Anul trecut nu mai erau mici. Să-mi sară din gură, să anunțați că nu mai faceți glume, să nu beau din asta. După facultate, nu? Da. A început treaba cu Mondeni. După facultate a început Mondeni, da, care mi-a luat... 8 ani? Cam 2008-2014. A fost o școală bună. A fost o școală foarte bună. În primul rând că am înțeles lucrul, îl simțeam cumva, dar cred că mi-a dat încredere că ești bun dacă ești în companie bună. Adică n-ai cum de unul singur. Și n-am crezut niciodată deși sportul pe care l-am făcut avea legătură cu tu ești pe culoarul tău, știi? Dar relația mea cu tata în a fi cât mai bun acolo era foarte importantă. Și cum analizam și cum făceam strategia pe la concurs. Dar eu am crezut tot timpul, sunt team player. Adică asta v-am zis, că acolo era echipă. Acolo am înțeles că am avut niște oameni cu care am crescut și să fii cu Andrei Mateiu, cu Andreea Samson, cu Andreea Grămoșteanu, Mirela Zeța, Cotleț, regizorul George Dogaru, Florin Lăzărescu, care nu mai face acum actorie, dar era super talent. Învățam, tot timpul era, adică țin minte cât de stingher eram în prima zi, adică chiar eram...
Eram panicat, eram super emoționat. Așa. Bine, facultatea, niciuna dintre ele nu v-a învățat pe niciunul dintre voi ce înseamnă munca în televiziune. Nu. Era cu totul altceva și decât teatru și film. Să știi că eu am făcut la Hyperion un fel de cum ar fi echivalentul ăștia, SEALS training, nu știu. Ah, okay. Adică Pușcași marin. Noi am făcut actorie la doamna Mandache, a fost în sensul ăla. Deci noi nu stăteam la discuții nu eram din prima, hai pe ele, hai, spectacol, nu mai stăm. Adică a fost foarte hardcore, rapid și condensat totul, știi? Sigur, pentru mulți n-a funcționat treaba asta. Adică, doamna Mandache așa de... Doamna Mandache era tare pe ei, așa, era tare pe noi, te învăța că nu e cu alintătură în actorie. E cu muncă. E cu muncă, nene. E cu muncă. Trebuie să vii la timp, în primul rând. Deci trebuie să vii acolo. Avem repetiția la 10, nu vii la 10. Vii la 9:30, vii la 9:20. Te gândești, tragi o țigare, bei o cafea, la 10 ești pregătit să începi, te mai uiți o dată pe text, pe aia. Nu vii la 10, hai că... Și... Intrați voi că vin și eu. Dar cred că aici intervine respectul față de această meserie. Dar în primul rând că e respect, dar mie îmi place să repet, mie îmi place să descoper. Eu nu sunt panicat și când am tot timpul când repet cu cineva, îi dau o indicație și zic... Nu vreau acum. Adică nu te pune în starea de presiune. Aoleu, acum trebuie să-i zic. Eu ți-am zis-o, dar nu vreau să o văd acum. Eu ți-am zis-o ca să se ducă acolo. De exemplu, la film o simt cel mai puțin. Nu am loc să greșesc, frate. Nu este loc de greșeală. E totul atât de tight încât... Foarte puține sunt proiectele în care tu ai libertatea să ai întindere de duble, cum e la Radu, așa, și Radu Jude mai face, dar mai puțin. Dar tot timpul trebuie să te recalibrezi imediat. De aia de aia cred că tipul de actorie pe care l-am învățat eu la doamna Mandache, hai, lasă vrăjeala, să... Hai, dă-mi zi-mi, nu știu ce, bagă, calibrează-te, bam, și dă-i, arde. Bine, tu ai rămas probabil și de pe vremea când făceai sport cu ideea că, sau cu obișnuința de a repeta, de a antrena. Cred că m-a ajutat și asta mult. Pentru da. Că fără antrenamente nu faci foarte performanță, mult. La fel și cu repetițiile. Tata zicea tot timpul, să faci un antrenament ca și cum ai fi la concurs. Tai tot, nene. Ca să poți să fii pregătit. În primul rând, stare de competiție. Adică, dacă tu percepi antrenamentul ca fiind, pot să alerg mai încet, că nu e, mă cronometrează, dar nu pierd nimic, știi? Dă-i, let's go. Și asta cred că mă face să am viziunea asta asupra meseriei, că unul la mână nu mă obosește. Ia exemplu pe Marius Manole, care... De fiecare dată când joacă, oricâte spectacole ar avea, e total. Adică nu e... Hai că ăla am așa mai... Asta, ăla acolo mai puțin, că nu-și dă lumea seama. Dar nu merge... Nu poți. E fals. Nu poți să joci la ralanti. Nu ai cum. Și, nu știu, asta mă ține pumped, cumva. Mai e ceva de la mondenii așa demn de menționat care te-a marcat? Nu știu, cred că asta e important. Că am simțit pentru prima oară importanța unei familii, cumva, așa. Cât de mult am învățat de la oamenii cu care... Și cât de mult am crescut și eu alături de ei. Și în continuare, cred că asta era un lucru bun, că totul era pe viteză, cumva, știi? Și să faci comedie la 6 dimineața... Să spună cineva o chelie, ați avut vreodată o chelie, urmează. Urmează tot timpul. La mine a început deja. Perucă de, poate să... La 5 dimineața te pe duceai... Pe stomacul gol. Pe stomacul gol, că n-ai ce să bagi în tine. Bagi o cafea, tragi o țigară, două și te pui pe scaun. Acolo la 5:30 îți dă părul pe spate, ți-l dă cu apă, așa, ți-l linge frumos și începe să-ți dea cu ripici pe toate marginile astea, îți prinde...
chelia, latexul ăla, se face condens, transpiri, e cald, te mănâncă, îți pune barbă pe față, cum aveți voi de ăla, îți pune un fel de și miere. Și nu, ne e greu, abia așteptăm să te năzut de jos, că nu. Miere lipicioasă, fir cu fir de alea, te mănâncă, nu poți să te scarpini. Și trebuie să dea drumul la, pune camera, pune una prin plan frumos, asta, setup-ul clasic, în general, prin plan, și hai, cât e? 6.5, ce am dat? Și ai Bosescu. Până, da, nici mai știu ce să-i fac, dar... Și până seara, adică aveai schimbări atât de radicale într-o zi și îți vine să bați pe cineva, să nu se mai atingă de tine. Dă chelia jos, sau rămâi, stăteam o zi cu chelia, se mai dezlipea, mai pune iar de ăla. Machiaj, era alea, foarte, foarte greu. Și 8 ani de zile. Și 8 ani. Și să fii și disponibil, adică să poți să dai la o parte tot ce te deranjează și să fii și liber să fii viu. Că nu e fun să zici doar textul, știi? Adică ai nevoie să te miști acolo. Și e și comedie. Și e și comedie, da? Care are acest stigmat că, știi, comedia nu e treabă serioasă. E cea mai serioasă. Și oricum mi se pare interesant ce ai povestit, pentru că astea, uite, până acum nu le-am mai auzit, toate treburile astea, cât de mult îl deranjează pe un actor toate chestia asta, latexul, transformările. Am văzut The Whale de curând. M-a impresionat foarte mult ce a făcut acolo, dar pentru că eu știu procesul de... Uh-huh. Bine, ăla e alt nivel, clar. Da, clar. Prosthetics și adică noi n-am avut încă. La noi a fost rudimentar, o chiliuță, nu știu ce, dar n-aveam să-ți fac un mulaj, mm-hmm. să-ți-l pună, să-ți schimbe radical fizionomia. Adică când aveam de făcut persoane mai pufoase, mm-hmm. n-aveam cum să-mi schimb acii. Mm-hmm. Puneam, luam un costum de om mai pufos, dar aici tot era aveam. Aici mm-hmm. îți pune, ți-a mulaș, da. Ți-e lipește ăla de față mm-hmm. și intri într-un costum, nu știu cât înseamnă 30 de pounds. Mă gândeam la omul ăsta, îl vedeam, dura 6 ore procesul. Putea să vină la 6 și începea de filmat la 12 la prânz. Tu îți dai seama ce e acolo, că ești tu cu... Și cred că nici nu poți să iei pauză la un moment dat, pentru că ar păi dura razna, 4 ore să te dezbraci și să te îmbraci la loc. Adică... Nu, ai cum să-l dai jos. Nu, acolo stai și e... Nici nu vreau să mă gândesc cum e, să poți să navighezi prin desișul ăla de gânduri, ce tip de concentrare trebuie să ai să rămâi acolo. Și eu să știți că mă uit la multe de astea make-up transformări, mai ales mm-hmm. pentru Marvel-uri, pentru nu știu ce, mm-hmm. și văd pe oameni cum sunt și majoritatea după aia în interviuri zic este groaznic. La povestea cea mai impresionantă pentru mine e a lui ăsta F. Murray Abraham pentru Amadeus. Transformare. Acolo venea, a zis că chiar îl lua mașina la 3 noaptea, 4, la 3 noaptea și era el doar cu echipa de make-up ca să-l facă bătrân. Și l-a ajutat pentru că chestia aia își încetinea vibrația, adică îl obosea atât de tare și îl domolea atât încât l-a ajutat foarte mult, dar doar dacă poți să folosești în avantajul tău. Dacă ești acolo și cum ziceam eu, nu mai ești în starea de creator. Ești pe negativ. Da, e fascinant. Ne-a povestit și Olimpia Melinte cât de greu a fost să îngrașe 10 kg pentru rolul din Canibal, parcă. Da, da, acolo era altceva, pentru că schimba cumva fizic. Da, Olimpia era și greu. Așa. Mai vreau și eu un Mac. Băi, e greu. Deci nu, seara, îți dai seama, mi-a pus Nutella. Nu, oribil. Da, imaginez eu fiind fan Star Trek și toate personajele alea, Worf, cu toate machiajele alea fantastice. Adică mă gândesc acum că un calvar, nu știu, filmezi 10 ani la un serial, dar nu mai ești din... Adică că te duci, te duci și acasă cu masca, adică nu mai... Da, pentru ce? E cumplit. De-aia zic că la Mondenii noi am avut... A fost doar o fărâmă. Când mă uit la oamenii ăia, zic... E bine și să n-ai buget. La final... Adev. Și la final, la finalul tot poveștii cu Mondenii,
Știu că aveam deja reacții foarte nasoale pe piele de la lipici, de la toate alea, și am zis că foarte greu să mai accept vreodată prostetic sau lipici pe față. Adică doar dacă văd o chelie că se apropie de mine, încep să am atacuri de panică. Transpir, așa. Și te-a chiar marcat. M-a marcat, îți jur. Și chiar mă gândeam așa, în naivitatea mea, dacă vine, domnule, Marvel, vine unul, vine ăsta, Kevin Feige, vine prin România așa să plimbă și el, merge și el pe la castelul lui Bran, mă nimerești și eu pe Bran pe acolo și mă să văd, ia uite-l pe ăsta, pe năsosul ăsta, asta poate să fie nou. Chelul, nou chel. Nou... Thanos. Da, tănică. Stănică. Stănică. Că tot îl ai pe braț tatuat, pe Silver Surfer și pe Galactus, tu? Galactus, am Galactus. Pe Dr. Manhattan. Asta mi-ar plăcea, că stă în curugor și albastru. Asta trebuie să-l bage în Avatar. Deci la tine un multivers acolo și... Un multivers, da. Vertigo și DC. Am și Marvel, DC, One Punch Man. Da. Ai un multivers în stânga și unul pe dreapta. Da, aici ai... și Dragon Ball. De să înțeleg, Marvel sau DC? Marvel, dar pe bază de personaje aș merge pe DC, dar cum le-au făcut... Dar cum ți se pare Marvel în ultima vreme? Pentru că în ultimele filme au fost catastrofe. Nici nu simt nevoia să mă duc, adică... Da. Dar cred că au obosit și ei, e aceeași rețetă, e același film până la urmă, aceeași chestie. Au avut, n-au mai putut să mai facă încă o dată tot arcul cu Thanos. Adică ăla a fost punctul lor culminant. Eu cred că o să acum cad, adică Phase 4 e praf. E clar, e una în care îi ține cumva pe linia de plutire, dar sper să-și revină cu următoarele. Adică abia aștept Fantastic Four, adică. Și mi se pare că s-au cumințit, s-au domolit așa în propuneri. Mai răbdare pentru un Fantastic Four nou după eșecul rebootului de acum câțiva ani, care a fost o tupenie crasă? Nu pomenim de ea, ca să zic nu, așa. Nu, da, am văzut și eram la modul... Adică mi se părea la un moment dat interesant să faci primul film de supereroi în care e filmat de Cristi Puiu, adică nu se întâmplă nimic. Exact, da! Acela, adică e... niște oameni într-un laborator intră la un moment dat printre și să facă așa și nu și refuzul de a fi supererou e nu mă prind, domnule, nu mă fac nicio torță umană. E ceva. Și stau toți într-o sufragerie. Stau toți acolo și se gândesc, bă, dă și mie drumul la o țigară. Și adică să fie de astea basic, să nu că e revenit la film românesc. Ăștia am înțeles, s-au cumințit și tu te-ai cumințit după Mondeni. Și mergem spre film. Asta, schimb valutar. De-aia ne-am adunat. De-aia ne-am adunat aici. Asta urma să te să vorbim despre carieră. Să știi că țin minte și acum castingul la cu domnul Mărgineanu. Cu domnul Mărgineanu și știu că am făcut o glumă și de-aia m-a luat. De mi-a zis, era acolo el cu nu mai știu cine făcea filma proba și a zis bun, și acum am un profil. Zic, eu vă dau pe profil, dar o să vă dărâm postele astea de pe perete. S-au râs, s-au distrat și am luat marele rol. Încetă, că gluma te-a ajutat. Da, m-a ajutat. Adică și apar acolo la început protestat. De greviștii de la fabrica de subansamble Mizil. Da. Și am mai avut o scenă care... Recunosc că n-am văzut cap-coadă, dar sigur nu e că... Nu, că te-aș fi văzut, l-am văzut chiar ieri. L-a tăiat. Nu ești. Aveam o scenă, eram în întreprindere, în fabrică, cu Cosmin Seleși acolo, cu toată lumea și discutam ca băieții. Și mă întreabă pe mine cineva și zice, ce ai mă, ce ești? Eram trist. Ce ai mă, ce ai, de ce ești supărat? E, a murit o mătușă. Dar ce avea? O garsonieră. Normal. Asta era gluma. Și știu că eu, la vârsta mea de atunci și prost fiind, zic că eu aici trebuie să fiu terminată. Trebuie să joc pe asta. Trebuie să fie dramă mare. Și ca prostul, eu cred că m-au văzut, mă, deci a fost așa penibil. M-am dus într-o parte, mi-am prins o țigare și eu nu știam exact când o să dea set, că nu știam de astea. Deci eu... Aveam pachetul plin, eram blindat. Și mi-a prindeam o țigară când miroseam eu că e pe cale, vedeam eu că se agită lumea, mă duceam într-un colț,
țigară, mă făceam că trag o țigară. Și îmi dădeam cu fum la ochi. Și eram... Și plângeam. Și veneam la cadru și îi dădeam. Ce aveai, mă? Și dar făceam, bă, dar nu știu cum nu mi-a zis nimic nenea ăla. Drama Queen. Mărginea mi-a zis că bă. Și cred că am stat, deci câteva ore bune, eu am stat cu țigara aia sub ochi, dar deci eu nu făceam, deci eu nu jucam, eram, nu, eu doar eram plâns. Adică ochii erau în lacrimi, zicea, mărginea mătușă, ce avea? O garsonier. Și plâns tot timpul. Stop! Nu știu ce, cu tare. Bă, să o tragem, că nu mai am țigări. Stăteam ca prost. Deci, nu, imagine mai idiotă ca asta nu, n-ai văzut în viața ta. Deci asta am făcut eu și au tăiat pe bună dreptate scena. Te-a scăpat de ea ca să nu te urmărească. Altfel. Era fan de văzut. Ai pus voce la trolii, la o animație. Trolii care a fost dublat tot la acel film. Ai trolat. Am avut, toată lumea. Să știți că am avut o perioadă pe Facebook în care am trolat urât, masiv. Am scris la un moment dat, cred că cea mai fabuloasă trolare a mea, la trailer, la umbre. Nu mai găsesc, cred că e acolo, am scris. Ce astea, umbre? Umbre face degeaba, umbre, nu-i... Vlad! Ăla serial, nu se mai fac seriale ca trebuie astea, umbre pe mâini. Și a început lumea, nu ți-e rușine, a început. Și eu țineam în continuare, bă, dacă era Vlad Țepeș, nu dădea voie astea, umbre, și ziceam umbre. Ce astea, umbre? N-ai soarele, Vlad, ăla, Vlad, ăla cu români, ce astea, umbre, de la străini, că e cu străini, cu cei, cu mafie, aia să arătam numai ce e urât în țara asta. Și lumea a pus botul, adică. Vai, deci am avut sute de în care, cine ești tu, bă, să-ți permiți să vorbești. Uite cine a întrânat haterii din ziua de azi. Deci, ai avut răbdare la așa ceva. Era, ți-ai zis, pentru că nu aveam ce face. Stăteam, mă bucuram. Dar era o perioadă în care mi ziceau apropiații, bă, nu pot să dau de o postare să nu existe comentarii de la tine. Deci, efectiv, unde te uitai, era troleară. Și cu troll. Și la troll am făcut, nu știu, norișor ceva. Norișor, da. Am fost colegi, am fost și eu voce. Am, ce ați făcut? Eram, nu știu, asistentul regelui, am și câteva replici acolo, dar a fost simpatic. Sub mine, sper. Prin norișor este tot timpul sus aici. M-am distrat, a fost un rol drăguț, așa, adică pe ce pot să fac eu, așa, Păi dacă toți suntem la capitolul ăsta, putem să vorbim, pentru că ai mai făcut dublaj și pentru un live action, avem Maleficent 2, ai mai făcut ultima animație, cea mai nouă animație Disney, O lume ciudată, unde ești personaj World, principal. Da. Nu? Avem aici în spate afișul. E Searcher. Fun. E fun. Adică momentan o iau așa. Deci efectiv pe mine mă distrează. Adică dacă mă simt bine. Deci îți place. Și am făcut, să știți, și Loki. Deci dacă... Serial? În serial, He Who Remains, la final, eu sunt foarte bine făcut. Da. Adică și cu în ce zonă s-a dus, e foarte mișto făcut. M-am dus și mi s-a dat contractul să semnez și m-am uitat și am zis, fii atent cum facem. Eu mă duc sus în cabină, o să trag vocea pentru că îmi place foarte mult personajul, o să-ți semnez că poți să folosești, dar nu vreau să iau banii. Nici vreau să pară că sunt arogant sau ceva. Dar eu nu le gândesc că am 10 replici, am nu știu ce. Eu nu gândesc în volum, știi? Adică, bă, fac Marvel, Loki și nu știu ce, nu poți să vii zici, ia și tu. E o chestie de mândrie. Da. De mândrie, de... Trebuie să încercăm un pic să ridicăm un pic nivelul, știi? Pe nu zic, e de mândrie pentru tine că ai jucat în Marvel. E... Da, de cumva, adică mă simțeam și... Da, de portofoliu. Sunt, și Disney deja, două proiecte importante. Da, și Disney și mi se pare, da, și ți-am zis, tot ce văd aceea, adică a fost efectiv de fan, dar nu mi se pare că momentan este o chestie în care m-aș băga, pentru că înapoi mi se întoarce foarte puțin. Adică eu depun un tip de efort, vrei ce pot să fac eu, hai să ne apropiem și de ce e corect și pentru mine. Pentru că tu primești tot ce pot eu mai bine, dar din partea ta... Dar știu că au scăzut, știu din piață, că față de începuturi, când a venit Disney în România, au scăzut foarte mult
onorariile. Este un dezastru. Adică ți iei un euro pe replică. Un euro. Dar vorbind despre experiența dublajului, ți-a plăcut? Experiența dublajului îmi place, ador, adică și dacă e rolul mișto, dar de-aia zic, prefer, bine, sunt eu nebun, prefer uneori să mă duc, zic, bă, nu mai vreau să am presiune, nu vreau să simt că... Voluntariat. Da, fac de volum, îmi place, mă relaxează. Dar nu te-a deranjat că trebuie să te încadrezi în acele limite ale personajului, în inflexiunile acolo? E o provocare, original. Adică sigur că până o să mai treacă multă apă, să zici că... Da. Să se ia cineva după tine. Dar a fost tare să-l auzi pe Jay Gyllenhaal. Îmi venea la un moment dat să-i scriu pe Insta, colegul. Ia uite, da. Jake, eu sunt tu din România. M-am întâlnit din viitor, adică, care reclamă. Da. Adică știu că sună așa, dar frate, ai pe ăla în ureche și tu trebuie să-i refaci vocea aici în limba ta. Da. Mi se pare tare. Adică să încerci să te pui pe făgașul lui. Mi se pare tare. Domnul Rebenjuc ne-a povestit că a făcut o singură animație la dublaj și n-a mai dorit să facă alta. E vorba de Up, animația Up. Da. A zis că nu i-a plăcut pentru că îi spuneau să se încadreze în limbi inflexiunile personajului original. Spui tu lui domnul Rebenjuc să zic acolo mai scurt un pic. Da. Nu ți-ai reușit. Domnul Rebenjuc, pentru ascultătorii mai tineri, e cel care te imită pe tine, în general. Exact. 100% din timp. Nu i-a plăcut, pur și simplu. Cred că avea libertate de creație în sensul ăsta cu personajul. Probabil că l-a simțit altfel. Și a spus, nu, domnule, trebuie să fie așa. Adică a văzut-o ca pe o muncă. Adică, știi, a scos tot ce e creativ și a văzut efectiv. Da, nimic flexibil, mecanică, nimic, o chestie mecanică. Da, sunt absolut... Este piciorul tău? Nu. Adică sunt... Ziceam dacă era... Pot să-l înțeleg, știi? Deci tu n-ai perceput-o așa. Nu, mie mi s-a părut interesant, dar bine, după 2 ore jumate, la un moment dat îți vine să dai pumn și că am și dat. Apropo de domnul Rebenciuc, i-a trimite-i mesajul ăla că avem o treabă. Uite, poți să citești... Dacă poți să citești acest text cu vocea domnului Rebenciuc. Domnul Rebenciuc. Sigur că e un băiat bun, un băiat drăguț, care... E bine că a făcut o greșeală, că s-a lansat prea mult pe linia asta a bancurilor și... Nu-l mai ia lumea serios, probabil. Dar are calități și cred că până la urmă o să răzbească. Cine asta? Cine mă zice așa? Cine mă face? Domnul Rebenciuc, despre Alex Bogdan. Și mai adaugă că mi-a făcut plăcere să lucrez cu el. A fost amuzantă și interesantă ideea lui cu moromeții. Căci despre asta voiam să vorbim, da. Despre parodia pe care ai făcut-o. Mi-a făcut rost, domnul Rebenciuc, cu bancurile. Mă rog, să le spunem oamenilor că ai făcut un fel de scurtmetraj, un sketch, o pastilă, da, cum Moromeții 2 înaintea Moromeții 2 oficial. Da, a fost cum făceau, cum se mai făceau pe la Oscar, așa niște sketch-uri, parodii. Pastile, așa. Moromeții întâlnește internetul. Dar chestia noi am filmat-o de 2 ori. Nu știu dacă știți, noi am filmat, prima oară am filmat cu domnul Rebenciuc, cu Dorina Chiriac. Ok. Cu Tudor Istodor, Raluca Produ și eu. Și s-a stricat, wow. S-a pierdut filmarea. N-a fost pe peliculă, nu? Vezi, are dreptate domnul Vivi Drăgan Vasile, exact. Că cei pe peliculă rămâne. Deci, la finalul zilei... Așa, ați tras-o din nou. A trebuit să faceți tot din nou. A trebuit, wow, să stăm un timp, adică a durat până ne-am dat seama că nu mai există deloc. La spre finalul zilei de filmare aveam cu 2 cadre și au zis, hai să mai tragem ultima, cred că e o problemă cu... Și că, da, ok, mai, haide să mai... Și seara, când am ajuns în București, că am... Nu prea mai avem filmarea. Zic, cum adică? Nu prea mai e, adică nu prea mai e, deloc. Adică sau nu mai e deloc. Și cum nu mai e? Nu mai există nimic. Restul e tăcere, vorba. Și am avut noroc, filma domnul Rebenciuc, filma Octav și Dorina n-a mai putut, lui cum era la oprișor. Și ne-am dus și am refilmat tot. Mult mai pe rapid, mult mai pe... Pentru că dumnealui filmase până la 11 seara, noi am început dimineața, am încercat să tragem tot ce avea... Așa, adică n-a fost pe... Până la urmă i-a plăcut, asta e important, dar a zis de bine. Dar
Dar să mă văd în fața domnului Rebenciuc la filmare, eu regizam așa și la un moment dat, cred că mi-am strâns tot sufletul așa și am zis, e bine, dar hai să încercăm nu știu ce. Și din partea, și din partea lui am primit semn că e ok să... Să-i spui ce și cum. Să zic ce și cum, adică lasă. Și din punctul ăla m-am purtat, adică mi-a dat încrederea că pot să mă port ca un coleg. Hai și să cred că facem. Ți-a dat încredere și în ce făceai tu acolo. Da. Că e da. Bine ce faci. Și e ceva ce e foarte greu de găsit, știi? Adică... Când vine o validare de așa de sus. Validare, neapărat că... cred că era drag de mine așa. Și... Apreciere. Da. Nu făceam nici prostii, adică nu ziceam tâmpenii să zici că imediat ar fi taxat, n-am nicio îndoială. Ca pe aia de la apă. I-a plăcut, da, i-a plăcut cred că și compania, și sketch-ul, pentru că i-am trimis textul înainte, i s-a părut amuzant, uh-huh. Așa, și lucrurile... Îl mai găsește lumea pe internet? Da, îl găsește, da. Ok. Da. Uite, interesant că n-a povestit domnul, nu ne-a povestit toată treaba asta, deci probabil că nu l-a marcat foarte mult că a trebuit să refacă secvențele. A zis doar să simți bine. Da. Și că ești un băiat talentat și da, ne-a bucurat. Da, acum cu bancuri. Acum păi da, dar asta spui și tu despre tine. Da. Fix asta spui și tu. Așa că cumva da. Mai avem o animație, Călătoria Fantastică a Maronei, unde tot așa era veterinarul românească. Anca da, Damian. Da, nu știu, nu, da. Da, tot așa. Sigur că sunt numele meu e acolo, dar nu mă simt că am făcut, adică nu o s-o ard artistic, da, cu tare. Am dus, am tras o voce, efectiv, cred că am avut o replică sau ceva de genul. Sunt lucruri pe care nu pot să le compartimentate. E normal că există o ordine în interiorul meu, adică să ajungem la alea. Moromeții 2? Probabil că de-aia nici nu-ți aduce aminte că ai făcut așa de multe, că am zis noi peste 22. La Moromeții 2 a fost o chestie că deci noi am venit din București, până a doua zi m-am urcat într-o căruță să conduc căruța. Și da, ok, mi-a explicat ăla, hai, ce, nu știu ce. Hai, tam, tu, bum, tăi! Și a venit domnul Stelegur, a venit și a zis... Să zice ce am zis eu acolo. Dar n-am condus căruță. N-am carnet de căruță. Și a zis la un dat și să mergi mai repede. Da. Dacă mă aduceați de ieri să zic să stau, să... Să mă cunosc cu caiz. Adică aveau, cred că aveau foarte mult de muncă, era foarte mulți actori, adică era gluma aia că toți actorii din România au trecut pe acolo. Așa. Pe acolo și prin libertate, înțeleg. Pe acolo și prin libertate, da. Și, dar efectiv la fel, am avut o zi sau... singura chestie aia a fost că mi se părea că era un cadru foarte, foarte larg așa și eu trebuia să vin cu căruța, îl culegeam pe ăsta, pe Nicuraie de pe drum și căruța era... Și îmi dau mai repede că se distruge, nu știu. I-am dat la un moment dat, eram blană. Ai dat a doua. I-am dat, a intrat târgoc la mine. Haide! Vin! Da, m-am descurcat. Barbarii? Îmi e indiferent dacă în istorie un film cu cel puțin un titlu ciudat. Da. Radu Jude. După da. Inimi cicatrizate. După inimi. Acolo a fost chiar mișto, pentru că Radu la un moment dat, într-o pauză, mi-a zis că scrie un scenar. Și i-ar plăcea foarte mult să... Stai că acum ții minte dacă zici. Dacă vrei. Și mi se părea... Boss, sigur că vreau, adică el își punea probleme dacă mă interesează. Normal, ești nebun. Nu! Să mi-l dai să-l citesc mai înainte. Și mi-a zis, a trecut niște timp și la un moment dat m-a sunat și sigur că am acceptat imediat și mi-a plăcut foarte mult pentru că am avut vreo 2 săptămâni de repetiții pentru scena de final, pentru tot spectacol, pentru reenactment. Și Piața stat, Revoluției, foarte mulți figuranți. Da, și am stat undeva prin, pe 1 mai, pe acolo, într-un teren, în fiecare zi, toată ziua acolo, începea vara, cu om din armată, oamenii făceau de-astea cu pușca, cum uh-huh. Să tragă, tot ce e cap-coadă, tot. Eu am avut
task foarte greu să-l limit pe Antonescu. Era greu tare și aveam un monolog, la final, lung, ca naiba. Și când toată desfășurarea de forțe. Dar a fost chiar un lucru plăcut, stăteam acolo și cu domnul Dabija, stăteam și cu Ioana, stăteam și cu Ilinca. Și cred că a fost cel mai amplu rol al tău până atunci. Da, a fost cel mai amplu și în afară de faptul că băiatul ăsta care avea trupa asta de reenactment, făcea imitații, s-a părut Radu ador, respectă imitațiile. Eu n-am mai văzut om să respecte atât de mult imitații. În România nu prea se fac, afară în state cel puțin, da, aia sigur. Fac pentru orice. Lui se pare că e o artă, adică în sine. Și el apreciază asta foarte mult la mine, că pot să fac asta. Și a încercat și în inima, mai făcut și a încercat să pună asta și în acest personaj. Dar în afară de faptul că acest băiat imită, nu e Caterin Cos, nu e, adică era... Nici situația nu era de așa natură. Cumva, cumva se făceam pași, pentru că tot timpul mi-am dorit, hai odată să fac și eu un film mai serios, știi? Și adică, uite că l-ai făcut ăsta fiind. Da. Tot timpul îți dorești ce nu ai. Dar frustrarea mea cea mai mare aia, că prezentam și Gopo, era cea mai mare frustrare și probabil încă e, așa că lumea mă vede doar într-un fel și... Ăla care făcea glume la gură. Probabil că e îndreptățit, adică nu poți să jude pe nimeni. Nu pot să jude pe nimeni. Sper cu timpul să am posibilitatea să demonstrez că pot să fac lucruri cât mai diverse. Cred că de aia în ultimul timp am făcut pasul în spate și mă interesează mai mult regia, știi? Uite, dacă tot mi-ai ridicat-o la fileu... Așa, dă-i să zacă. Dă-i. Dar tu ești sigur ce vrei să faci? Pentru că de multe ori am impresia că nici tu nu știi foarte clar exact în ce parte să o iei și cumva faptul că lumea nu te percepe, să zicem, ca un actor serios și te percepe, cum îți spuneam la început, ăla care a făcut glume la Globo. Rachetu și mai știu eu ce. Da, uite, eu nu văd lucrurile așa. Eu văd... Păi de-aia te întreb. Eu... Că din exterior așa, uneori așa mi se pare. Eu sunt genul de om care îmi place să cred că lumea are puterea să separe lucrurile. Adică, ok, am făcut Gopo, am făcut și Rachetu, ce legătură una cu alta? Am făcut într-un timp Rachetu și dacă făceam Rachetu în timpul ăla, de ce să le amestec? Dacă mă duc la Gopo și prezint, deci clean, fără imitații, fără nu știu ce, da, face. Ce treabă are? Adică face, nu știu, Jim Carrey face Man on the Moon, face Eternal Sunshine, dar face și după aia Dumb and Dumber 2. Exact, la Jim Carrey. Number 23 și așa mai adică, departe, chiar vorbeam cred de el. Și el ce luptă a avut, ce luptă avem noi ăștia, comicii, care încercăm să ne găsim locul și e foarte greu, pentru că, în primul rând, aici lumea nu are posibilitățile materiale să riște cu tine. În capul meu pot, până când o să-mi dau seama, bă, taci din gură că nu poți. Dar... eu nu le amestec. Și apropo de chestia asta, pe parte de actorie, am ajuns și la o vârstă la care, bă, dacă îmi place, m-aș băga, adică aș face. Sigur că sunt angajat într-un teatru și încerc să-mi atrag sau să-mi fac proiectele în care eu pot să comunic ce am de comunicat. Dar pe parte de regie și de aia mă retrag acolo, eu pot să controlez foarte ușor ce spun. Adică nu mai vine nimeni la mine să zică aia acolo și așa, dar de ce, man? Că așa zic eu. Adică eu am trecut prin foarte multe experiențe nefericite cu regizori în care am învățat că, nu știu, e about comunicare, eu așa văd lucrurile, știi? De-aia probabil m-am refugiat acum. Și păi când o să apară lucruri pentru mine să le fac la capacitate maximă, dacă e nevoie de ceva în zona comediei, în zona de dramă, sunt pregătit, dar trebuie să aibă lumea încredere sau să mă vrea sau să fiu potrivit pe o chestie. Nu te-am întrebat ca o critică, te-am întrebat nu, cum știu. Te văd și mai ales cred că așa, dacă e să te vadă cineva așa, cred că cei din breaslă te văd așa. Zicea cineva la un moment dat, un coleg, că bă, tu pare că te pricepi așa la toate și de fapt e posibil să faci
puțin din fiecare. E un risc pe care mi-l asum. Dar nu vreau, nu mă văd făcând numai o singură chestie. M-aș muri... Uite, cum au fost anii ăștia în care am avut niște probleme pe parte personală, am avut săraca mama care s-a dus în timp ce aveam niște filmări. La Love Story. La Love Story, am mai zis povestea asta. Jucam, care e o comedie și trebuia să... Jucam un spectacol în timp ce mama se stingea în spital, jucam un spectacol la teatru. Mi-a fost foarte greu să mai percep, adică mi-am regândit total meseria mea de actor și nu mai am starea să mă duc undeva unde simt că nu e locul meu acolo. Cu riscul să mă dea cineva afară, adică m-aș duce până acolo. Cred că suntem foarte mulți actori care înotăm împotriva curentului doar pentru că așa trebuie, așa trebuie să iasă spectacolul, că așa vede lumea. Dar lucrurile trebuie să fie mult mai reale, mai autentice. Noi nu suntem niște executanți. Eu nu vreau să mă... Roboți. Eu urăsc să mă simt asta, să simt asta, să mă duc, zicem, hai, facem așa, cu tare, bun, hai. Vreau să descoper, vreau să știu că e până la urmă, un deziderat postul artistic și utopic și cu tare. Și... Dar eu asta văd, sigur că are parte de entertainment, dar vreau să descoper și ceva despre mine când fac asta. Altfel, în 5 ani o să mă epuizez sau o să-mi anihilez tot ce înseamnă în mine care mai are un... să mai deschidă gura și o să fie exact bun, hai să le faci, hai următor. Volum. Și eu nu pot trăi dacă nu trece prin mine. Păi, cred că problema asta de care spuneai e în primul rând îi spun în continuare industriei de film de la noi, pentru că este foarte mică și nu-ți dă voie să experimentezi, să zicem că se fac 100 de filme pe an, ca să poți să faci și 10 comedii și 2 drame și așa mai departe. Și atunci tu dacă prezinți Gopo, ceea pentru mine a fost un foarte mare foarte plus, mișto. Un foarte mare plus dat unei gale care deja și după părerea multora ajunsese cumva o chestie lineară, tu ai adus-o cumva în partea asta de entertainment pe MTV, Movie Awards și așa mai departe, da, spre tineri. Numai da? Că știi care e chestia? Eu cred că el a tras-o spre public, că cred că asta a fost ideea. Da. Dar Breasla n-a gustat ideea. Nu știu, asta. Dar cred că aici e problema, știi? Adică nu că neapărat ai fost la și ai făcut glume la Gopo, a fost un lucru bun, sau că ai făcut câteva comedii sau ai făcut seriale de comedie, dar nu ai avut șansa să joci și multe roluri de dramă, de compoziție. Dar uite că s-a întâmplat cu Radu Muntean, da, că o să vorbim și de el. Până la Radu, ți-a oferit această șansă. Problema este senzația pe care am avut-o în timp ce prezentam. În timpul galei. Deci okay. Noi eram într-un punct în care filmul românesc, eu tot încercam să, nu mai faceți de parcă e sărbătoarea filmului românesc. Hai să ne uităm cine e în sala de cinema, pentru cine facem lucrurile astea. Mm-hmm. Adică, la un moment dat trebuia să fac niște glume și vorbeam cu Tudor Giurgiu, da, dar cine știe de filmul ăla? Adică, dar îmi face glumea aia și o să fie cri-cri-cri. Știi? O să râdă aia din sală, dar să dă la televizor. Zic, hai să ne... De-aia, la un moment dat, foarte multe glume erau de la Gomera, erau astea de care am mai auzit lumea, să zicem. Mm-hmm. Știi? Și părea că e o direcție, că dai în cineva. Dar noi încercam, efectiv, să facem glume... Filme pe care le-a văzut lumea. Să mai știe. Înțeleagă. Deci, dar, practic, ai tras gala premiilor Gopo prin prezentările astea înspre public. Dar, să nu mai fie doar a industriei. În sală. Nu înțelegeam în jur, nu înțelegeam. Când aveai reacții din partea sării deloc. Cred că prima oară a fost un șoc, adică... Clar. Nu, să poate? Să facem mișto de... Adică până s-a obișnuit, adică... Sigur, nu toată lumea. Este absurd, nu o să te placă toată lumea și nu-mi doresc asta. Dar tot timpul am zis și la finalul, de fiecare dată când am prezentat, la final am zis, dacă am supărat pe cineva, dacă am deranjat, îmi pare rău, am făcut, dorința mea este să ne relaxăm un pic. Atâta tot. Adică nu putem să ne adunăm 800 de oameni, toată Breasla practic, că ăștia sunt. Da, da, exact. Așa? Să stăm cu un băț în cur și nu știu ce, să ne vedem tu, dragă, frumos, de ne pupăm și așa, asta este o... Adică cu
cum suntem... Adică lumea se ia prea în serios. Înțoliți și nu știu ce, cu tare, și de fapt și ai filme la cinema și intră trei amărâți în sală. Păi nu e... Bă, nu ți se pare că e greșit? E greșit? Am făcut un calcul. Da. Că vorbeam și înainte de... Nu ne plac calculele. Nu ne plac calculele. Avem așa niște filme care au făcut... Nu o să le dau și numele ca să nu-i facem de râs până la capăt. 4159 de intrări. Cel mai mult are 194.000, da? Vorbim de filme care între 2007 și 2022 au câștigat cel mai bun film la GOPO. În total au făcut puțin peste 700.000 de spectatori, iar în anul de grație 2022, da, o mizerie ordinară de film, cum zice Facebook-ul, da, team building, a făcut peste 1.000.000 de spectatori. Mai mult cu 300.000 decât au făcut toate filmele care ne reprezintă din 2007 până la ziua GOPO, de azi, da, la GOPO. Da, este eterna discuție. Este trist, în primul rând. Este eterna discuție despre ce e vorba, până la urmă. Cui ne adresăm? De bani. E vorba este, de bani. Este dreptul meu este să primesc bani din fonduri publice și să nu mă intereseze dacă vine cineva să-l vadă? Da. Adică... Se pare că da. Da. Adică, care e... Pentru cine îl fac? Știu, iar, să nu fii autor, am înțeles foarte bine, e bine că se fac. Nu ți se pare ireal când face cineva cu banii lui? Eu acum mă abțin foarte mult, să știi. Când face cineva din banii lui, o prost, dar cu... N-avem, știi că nu ne atingem. De... Când face din banii noștri. Da, când facem din banii noștri, s-a furat, dar s-a și făcut. Dar tu ai văzut ceva? Că în momentul când filmul a fost în cinematografe, lumea s-a distrat, toți au zis team building, peste tot, e o comedie, merge să vezi. În momentul când a apărut pe Netflix, a avut acces toată lumea la el. A avut acces toată lumea și oamenii care nu se duc la cinema, da, ei erau primii care, domnule, e o prostie. Și culmea, la câteva ore după ce a apărut pe Netflix, era piratat. Da. La fel și Merciulică, la fel și... Da. Adică oamenii lucrează foarte cumva bine. Cumva sunt niște oameni, comentarii de pe Facebook, da, oameni care nu se duc la cinema. Nu știu, sunt triste vremurile. Zici că îi umpli într-o apă și picură cineva un pic de sânge și vin toți rechinii. Mă dezgustă. Adică mă feresc să intru în... eu doar vreau decență. Adică... Exact, da. Ok, am înțeles. Fac oamenii filme de autor și ne reprezintă în afară. E foarte bine. Ok, poate nu sunt gustate de marele public. Poate că ar trebui regândită toată formula asta. Sigur că ea e încremenită într-un timp, adică nu se face o reformă a... știu că se implementează deja, dar să ai mai mult, nu știu, să film pentru copii în liceu, să-i vadă, să crești următoarea generație de spectatori. Noi nu avem cultură cinematografică. Asta e. Pe lângă și, economică. Okay, să fac puțin spectatori, dar beneficiile pe altă parte poate să existe. În același timp, oameni independent care bagă bani și dacă ratează ce au pierdut banii, nu sunt adeptul acestor păreri radicale. Adică totul trebuie să fie la o... Dar efervescența de răutate care pe mine mă cringiuiește și... Nu. Uite, mie mi se pare foarte ciudat că, de exemplu, un maestre de ăsta care face un film de, face, nu știu, 4.000 de spectatori pe banii de la CNC și așa, la un dat o dă de gard și nu mai e maestre. Dar oamenii din jurul lui în continuare îi spun maestre, pentru că prietenii lui fiind, niciunul nu îndrăznește să-i spună, bă, cu asta n-ai făcut ok. Hai să schimb ceva, că nu e bine. Știi? Iar dacă eu mă apuc să zic de filmul lui că e un film prost, o să-mi iau la hate, pentru că, bă, a fost la GOPO, a fost la Oscaruri, a fost la ăsta, brânză. A fost la nu știu ce. Dar, și toată lumea o să-mi spună, cine ești tu să judeci? Păi, sunt spectatorul, sunt ăla care într-un final dă bani pe bilet sau nu. Exact. Dar eu nu stabilesc ce premiu ia filmul ăla la GOPO. Sau la Oscar, sau la orice pe lumea asta. Eu, ăla care dau bani pe bilet. N-am nicio treabă cu premiile pe care le ia filmul ăla. Nu mă reprezintă. Eu ca actor sau ca om de film, că o să fac regie, ce o să mai scriu, nu știu ce. Cineast. Cineast. Iată. În capul meu, dacă am o idee care poate să pară că n-ar vinde așa mult, eu... Repet, da? Eu sunt genul de om care aș vrea să ajungă la cât mai mulți oameni.
Adică nu o să fac un compromis artistic dacă vreau eu să fac one shot și nu știu ce. Ok, până în ce punct e comestibil și așa? Când digerabil. Digerabil, adică cât... Ce mă ajută pe mine în poveste să o spun că e... Dar pot să o fac antrenantă să nu-l facă pe ăla să plece din sală? Că dacă eu o fac, bă, eu așa o văd eu, mi se pare că e, nu știu, te-ai închis în... Eu cred că trebuie să ajungi la om. Cred foarte mult că trebuie să ajungi la om, într-un fel. Să-l emoționezi, să-i faci, să-l pui, să-l dreagă, să nu știu ce. Să-i dai ce trebuie și cred că... Industria noastră, așa cum e acum, e într-un proces de transformare și o să se schimbe lucruri, cred. Dacă, repet, dacă oamenii în continuare capătă încredere și încep să vină la film, și apropo de team building, de haita dacii din spate, să vină la următorul nivel. Ok, am avut Caterinca, așa? Hai și la o poveste, hai și la un alt gen. Uh-huh. Comedie polițistă, cu poveste, exact. Cu suflet, cu personaje, cu story, A, B, cu tot ce trebuie. Ceea ce înțeleg că haita chiar e. Da. Adică... Chiar tu spuneai că e un proiect imens pentru România, s-a investit foarte mult suflet și va arăta cum nu a arătat niciun film în România. Dacă s-a dorit, dacă nu tot, nu asta e dezideratul nostru, uh-huh. Să dorim ceva ca afară, da, exact. Sigur că au mai fost filme care așa, dar ăsta chiar, apropo de genre, de comedie polițistă, așa, iată un produs pe care noi am încercat să-l facem să arate cât mai profi. Appealing pentru marele public, adică comedie polițistă în interpretarea noastră, pe cât s-a putut. După posibilități. După posibilități. Adică după team building n-au zis, asta e rețeta. Uh-huh. S-au aruncat. Adică au zis, hai să ne ducem acolo. Sper ca lumea în continuare să fie pregătită și să guste, știi? Că e un moment important să vedem dacă e pregătită piața pentru altceva. Pentru că în câțiva ani, gândește că în ce zone poți să ai horror, science fiction, adică te poți, știi, și să ai... deschide niște uși care nici nu au existat până acum. Poți să crești alți actori, alți oameni care să se ruleze, să vină, știi? Da. Da, uite, sunt foarte mulți oameni, ca să fac în continuare pe avocatul diavolului, Emanuel știe povestea, care spun că Matei Dima, Antonia, cine mai e acolo, în afară de tine care ai făcut un ATC-ul, nu sunt actori. Păi, actor. Practic, Matei a făcut regie film în America, Antonia e cântăreață, Iancu e vlogger și așa, și în restul suntem 1, 2, 3, 4, 5, 6 actori în afișul mare, dintr-un total de câți? 8, 10, câți sunt acum? 9. 9, da. Deci păcat că nu e și Micuțu, că dacă, și de el ar fi, da, să în continuare dacă că vrei să te dacă, asta e o discuție, să da. Te că nu suntem actori. Come on, man! Ce te face actor? Come on, păi sunt asta, povești, da, din afară de ăștia care n-au făcut, da, și da, i-ai văzut, da, și au rupt într-un film. Dar noi trebuie să fim... Eminem, de exemplu, că e un exemplu, da, foarte bun. Da, domnule, nu e actor, domnule! Ce a jucat în ăla? Păi nu, după aia o să spună, păi domnule, și a jucat propria viață. Pentru că eu nu înțeleg arta asta, pentru că nu înțeleg arta cinemaului, că efectiv poate să fie, oricine poate să aibă, că nu e teatru, nu trebuie să repeți, să vii în fiecare săptămână să faci. Ba, repeți și la astea, cum? Repeți, faci, dar discuți cu omul, prinzi aia, s-a prins și gata, let's go. Am filmat, nu e un tip de tehnică, e mai mult pe emoțional, pe mm-hmm. cum înțelegi, pe cum se potrivește cu... Păi ce facem atunci? Adică o să facă numai actorii... Consacrați. Lumea e, nu știu, românii noștri au așa o poftă de... Nu știu, zici că s-a dat drumul la lupi, la să mor eu. E copleșitor la un moment dat. E mult. E foarte nerelaxată lumea. E foarte nerelaxat. Bă, deci... Vrei să știi deja ce reacții au apărut de când a apărut trailerul? Cum l-au desfințat pe internet. Și n-au văzut filmul. Și adică n-au văzut, cred că nici n-au dat play la trailer. Încă o mizerie românească și ce eterna, nu mai sunt actorii aia, domne, de pe vremuri. Ceea ce trebuie luată foarte bine, mi se pare o comedie simpatică. E un pic cam lung, da, e bine. Și vom merge să-l vedem la cinema. Adică, da, până acum, nu-l vezi... Dacă lumea are acces la internet, ce să le faci?
Să retai accesul. Lasă-i pe oameni. Trebuie să le spunem că tu ai fost casting coach la... Acting coach, pardon. Zice, da. Nu, mă gândeam la altceva. Știți alea clipurile cu casting coach? Da, cu... Nu, a fost acting coach, da. Adică oamenii au zis, bă... E nevoie să ne învețe cineva. Avem regizorul care e foarte atent pe partea de... Dobrogeanu, da. Vale Dobrogeanu, care pe cameră, pe cum vede filmul, adică e bridge. Dar ai nevoie de un om între regizor și actor, pentru că eu știu să comunic cumva mult mai... O interfață. Adică discutăm, au fost repetiții cu Vali, căutam, dar până să ajungă, dacă ele preocupau ceva, să-i țin pe oameni cald sau, uite, acolo, fă o pauză, fă o glumă, intra aia cu tare. Chiar și chestia asta îți dă semne că, apropo de ton, apropo de stilistica, cum joacă fiecare, să poți să-i aduci în același film, în același univers, să fie toată lumea, da. Știi? Nu unul joacă... Să fie din același film, că de-aia e și expresia, film. Da. A contat și experiența care regizor? Da. A contat. Da. Contează pentru că... Vezi altfel lucrurile. Știu cum să-mi ordonez discursul în funcție de om, adică nu... Uh-huh. Nu am la fel, adică cu cineva știu că are nevoie de mult mai scurt, uh-huh. Știu că altcineva are nevoie de un prep mai lung, știu că are nevoie de cineva de un beach, știu că cineva are nevoie de niște chestii mai emoționale, mai așa, dar ne-am descurcat, a fost bine și a curs bine, adică se simte, lumea o să simte când o să-l vadă că s-a încercat. Chiar pentru toată lumea, chiar și pentru cei care nu au background de actorie. Asta am vrut să te întreb, acolo cum ajungi la emoții? Ajungi pentru că oamenii sunt oameni. De exemplu, personajul Antoniei în film este o polițistă într-o lume de bărbați. Frumusețea ei tot timpul trebuie să fie un subiect de așa. Miștouri. Utare. Și polițistă și frumoasă. Și polițistă, da. Și nu știu ce. Și stereotipă. Să zic că sunt foarte multe polițiste care sunt și ce e acolo de comentarii, de misoginist și nu știu ce. Adică e jale. Și vorbeam cu Antonia. Știi că nu e... Că felul în care o femeie într-o lume a bărbaților trebuie să fie, să se lupte cu aceeași armă cu ei. Uh-huh. Deși ea în interior ascunde o persoană foarte... caldă și sensibilă, care tot ce își dorește pentru frasul, care are niște probleme, să aibă o lume mai bună, că de aia s-a făcut polițistă. Dar e o lume agresivă în jurul ei. Și care nu ia în serios, probabil. Și care nu ia, și atunci personală, vorbeam cu Antonia și ea tot încerca, zicea, zi cum să o zic pe asta. Ziceam, nu cum să o zici. Nu te gândi la cum, în primul rând. Și am stat pe fiecare și am vorbit foarte mult. Uite, ea are foarte multă legătură din cum ce trăiești tu, în toată chestia, tu ești un om foarte sensibil și foarte cald, mm-hmm. Și de atâta timp ești în spotlight și așa, și tu tot ce simți trebuie să pui acolo și... Gândește-te la tine și la povestea ta, da. Practic. Deci să înțeleg că filmul are și foarte multă emoție pe lângă comedie și acțiune. Da. Implicații sociale. E vorba de familie, în primul rând, mm-hmm. E vorba de familie. De... Putem să zicem plotul sau... În mare, fără să dăm spoilere? Păi, practic este povestea acestui polițist Denzel, jucat de Matei Dima, care e un visător de mic, a văzut numai filme cu Bruce Willis, cumva acum am văzut toți așa, uh-huh. Și în capul lui el trăiește într-un film american. Dar realitatea nu e asta. Realitatea e românească. E românească. Are colegi care poate sunt un pic mai corupți, care așa, are un șef care îl ceartă tot timpul că face lucrurile tâmpeni. Postelnicul, da, Iulian Postelnicul, care face un rol super mișto, adică tipologia aia de șef de poliție care țipă mereu așa. Și are această colegă Oli, jucată de Antonia, care cumva e singura prietena lui în secție și tot timpul o bagă în tot felul de buclucuri. Deci Postelnicul n-a murit în Oameni de Treabă. Da. Băi, nu-mi dați mă că n-am văzut, bă, nu păi pot să n-am murit credești. Tocmai, că n-am murit. A murit. L-au luat la București. L-au luat la București. Și practic ca în training day, așa, vine proaspăt mutat Aurel Vlad Brumaru, primul polițist rom din secție, care este... alt stereotip. Așa, care este lipit de Denzel să
să-i fac instructajul. E partenerul lui, cum e în filmul american. Partenerul lui, efectiv. Deci training day, da. Adică tipul ăsta de lumii diferite, un clișeu foarte, adică clișeu între ceva ce... Da. Nu inventăm nimic. Multiculturalitate, adică, până la urmă. Și intră în tot felul de belele. Adică, și e foarte amuzant, de fapt, felul în care ziua asta decurge pentru... E pe parcursul unei zile? Două zile, practic. Și e politically correct sau nu? Asta era păi întrebare. Dacă e o polițistă se mai poate, se mai și poate, un exact. Minoritar asta era o întrebare, polițist. Dacă se mai poate face comedie în această lume a politically correctness-ului. Da, da. Eu cred că valul ăsta o să treacă. O să treacă. Eu sper să nu, treacă. Nu e... Nici nu mai știi, efectiv mă gândesc la un moment dat când mai vorbesc, zice, cum naiba să zic asta, să nu pară că, cum să o, adică știi, e tot timpul ceva în spatele capului. Este o comedie, efectiv, adică tot ce ar părea stereotip sau că e ofensiv, are o explicație și până la final se rezolvă într-un fel. E politically corect în sensul în care cât poate să fie o comedie polițistă, dar nu este nimic absolut, nu este nimic gratuit în acest film. Adică totul are o morală la final. Adică dacă stai până la capăt și vezi filmul, nu ai cum să fii să o iei. It's offensive? Nu, absolut deloc. Cu siguranță cred că o să fie un film care de cotitură în cinematografie, pentru că avem și comedie, avem și dramă, avem de toate. Vreau să mai vorbim de două proiecte foarte... Stai că mai vreau să mai întreb ceva la haita de acțiune. Zi. Cât se înjură, domne, în filmul ăsta? Se înjură mai mult ca Antin Bilnic, că nu mă duc să-l văd, că eu nu înjur, eu sunt... Pare că se înjură mai mult pentru că nu te aștepta în lumea pe care o descrie filmul să auzi înjurături. Iar e o ipocrizie. Glumeam, îți dai seama. Știu, dar trebuie să le răspunzi. E o ipocrizie cap-coadă. Toată lumea înjură. Adică eu înjur ca la ușa cortului. Eu m-am mai potolit. Eu așa, adică nu... Dacă nu e, știi, e vorba și de context. Adică, domne, cauză nu știu ce, dacă e o cere. Da. N-ai cum. Adică sunt înjurături, dar sunt iar plasate unde efectiv situația o cere, n-ai cum zici la naiba. Observ că se fac filme pe meserii, taximetriști, polițiști. Da. Ne specializăm. Ce să faci? Na, e așteptăm cred... filmul școlar și cu sculptor. Mai zice niște meserii, niște de astea, să le știe lumea. Actori. Pentru viitor, că da, film cu actori, domne, se facă cu actorii aia. Ar face asta, ar rupe 3 milioane de intrări. Ai ia făcut să tu vedem, cu CNC-ul. Să vedem filmul cu ăla. Curmetrajul. Parodia. Să vedem filmul cu actori, domnule. Știi ce ar mai merge reinterpretate astea, BD-urile? Dar crezi că ar mai funcționa în zilele noastre? Da. Adică, sigur. Aduse la zi, mi se pare o rețetă foarte bună. Ai niște idei în direcția asta sau nu, pur și simplu? Momentan nu, dar mă gândeam, nu știu, ce mai putea să... Ar putea să... Să aduci din trecut? Să aduci din trecut, dar asta, vorbeam de meserii, ce ai putea să fie cât mai appealing pentru marele public. Nu poți să faci, nu știu, aia mi s-a părut exemplu cel mai ban negri cu operatorii de semafoare. Da. Bă, foarte mișto făcut ăla. Foarte mișto, eram... Eu n-am văzut în București un om... Nu știu cum arată, nu știu că există. Piatra Neamț, operator pe seama... Bă, ce? Mi s-a părut așa foarte distopic, adică la modul... Apropo, filmul va, serialul va fi pe Sky Showtime, că acum nu mai e pe HBO. Deci lumea poate să-l vadă... Nu, dar noi în general spunem celor care se uită unde le pot vedea filmele, pentru că... S-a mutat acolo, nu? Tot și Rux și tot. Toate serialele HBO. Da, chiar de trebuie. Uite, vă sună Showtime, băieți. Uitați-vă pe card. Am trimis ceva frumos de Crăciun. Frumos, da. Love Story poate fi văzut pe Netflix. Un film care îmi pare rău că n-a fost la cinema, pentru că am impresia că ar fi mers. Și mie îmi pare rău. Dar, adică mai ales ce cât de dificil a fost, mie e greu să mă gândesc la filmul ăsta fără să nu mă gândesc la maică mea și la tot ce am trăit acolo. Adică pentru mine așa, văd orice văd e n-ai cum.
Dar, na, când mi-a zis Iura că îl dă direct pe Netflix, a fost alegerea lor, mi s-a părut că este un film clar făcut pentru... public. Pentru public. Și ceva tot așa, diferit. O comedie foarte curată. Da, a foarte fost... simpatic. Personaje foarte mișto. Au fost... Da, e film de Netflix, dacă a, este da, așa da, da, genul ăla. Am avut un feedback în mare parte pozitiv. Să zic, eu am încercat să-mi fac cât de bine, eu când am dat casting pentru ăsta, eram cu Adi în Artea. Ăsta e. Adică bărbat, nene, frumos, pică femeie după el, știi? Și eu niciodată nu m-am considerat, nici nu sunt, nici nu... Da, Iura a văzut așa, nu știu, că sunt amuzant, că mai relaxat, mai... M-a mirat că am luat eu, știi? Dar... Da, chiar mi-aș fi dorit să-l văd la cinema. Și eu. Dar presupun că a fost un risc pentru ei. Asumat. E treaba, e... Na. Uite că mi-a plăcut foarte mult filmul. Da. Singurul neajuns pe care l-am văzut eu, sau ce mi-aș fi dorit eu mai mult, e ca rolul tău să fie avut un pic mai multă substanță, mai multă carne, mai multă vorbă. Da. Ai unele momente... N-au avut bani, multe nu? Multe zile. Replici puține, nu? Atâta, da. Cât ai costat prea mult. Eu la banii ăștia. Nu, serios, acum vorbim serios, mi se pare că uneori au existat niște momente când rolul tău a trenat, parcă îți venea să zici ceva și nu lipsea, știi? Da, asta eu după... Nu mi-e proaspăt să pot să zic. Știu că l-am văzut, eu niciodată nu am... O părere bună. O părere bună despre ce fac. Adică tot timpul sunt... Foarte critic cu tine. Îmi place să mă văd în primul rând. La Radu tot timpul a fost greu tare pentru că nu te lasă. Te aduce la monitor și... Multe duble. Pentru că el vrea să-ți arate, efectiv, zice, uite-te aici, faci greșit asta. Nu-mi place să faci aia. Dar după aia trebuie să, la momentul ăla, să nu faci. Îți vine să... Adică e așa, e greu tare. Dar a fost, cred că, o experiență inedită între galde, pentru că e un rol destul de serios. Din punctul meu de vedere, e cea mai importantă. Cea mai importantă întâlnire, cea mai împlinită întâlnire cu... Cu un film, cu un regizor și cu un cast. Pentru că s-au întâmplat toate lucrurile așa cum ar trebui. Repetiții, și iată că Radu a văzut ceva în tine ce n-au văzut ceilalți regizori. Că vorbeai de încredere. Da, încredere că poți face și altceva, da, nu doar comedie. Da, da. Și gândește-te că am făcut... Eu am făcut cu Radu, înainte să mă cheme la casting, am făcut o reclamă, două reclame, în care eram gen funny, așa. Dar cred că lui a plăcut că eu înțeleg foarte repede, adică că ne-am conectat foarte repede, mi zicea ceva și imediat o prind repede, adică cred că ai și nevoie de un să te cuplezi cu regizorul, să înțelegi limbajul și să meargă lucrurile repede, adică repede în sensul nu neapărat, dar să nu să nu-ți explice ca la proști. Încă o dată și prindeam repede și că i-a plăcut mult asta, că caută asta la un actor și m-a chemat la casting. Deci ai dat casting? Sigur că casting. Da, am dat un casting mult, adică am stat o săptămână, am mai dat și am mai testat trio-ul fantastic. Și până la urmă, cred că eram în pandemie când m-a sunat. Eram în casă când m-a sunat și mi-a zis că am luat rolul și m-am bucurat foarte mult. Într-o prima oară, în sfârșit. Și noi la fel. Un rol serios, așa, și a fost totul de vis. Adică, nu știu, parcă a venit de undeva peste puterea noastră. Repetiți în București, după aia am plecat, era... pandemie, era rău. Adică când eram la filmare începeau să fie 10.000 de cazuri în București. Wow. Și am stat de pe 25 octombrie până pe 4 decembrie pe lângă Alba. Am repetat o săptămână filmul cap-coadă și asta a fost important, că am trecut prin tot filmul până să-l începem. Și după aia am stat o lună cât am stat acolo și am făcut numai asta. Am vorbit numai despre asta. Și ne-a super conectat cu ce avem de făcut. De asta îmi place la Radu, pentru că el, nu știu dacă la toate filmele, eu am fost la filmări la Boogie. Închiriaseră o vilă
Și toată echipa era acolo. Era foarte important ca actorii să intre în film. Să intre, să interacționeze unii cu alții, să nu doar tu vii de acasă. Și atunci cumva e ca o familie toată treaba asta. Cred că te ajută foarte mult, nu? Este... Îți face jumate din treabă. Sigur că e important să fii prezent, să fii, să știi, să tot ce trebuie. Dar că n-ai alt bruiaj în cap, că știi că te trezești și nu trebuie să... Chiar că știi că ai 20 de zile numai în București, dar când duci acasă tot, ai nevastă sau copil sau nu știu ce. Și acolo eram, noi când ajungeam acasă după o zi de filmare, stăteam pe text pentru următorul, împreună, că aveam majoritatea noi trei. Erați acolo exact pe ce ori eu cu așa, ori eram triunghiul ăsta tot timpul, treceam prin text, venea Alex Baciu, mai venea seara cu noi, că ei stăteau în altă parte, vorbea, venea din București, de fapt, și vorbeam despre câte leere, de fapt, are scenariul și filmul, cât e de, cine e omul ăsta, Chente, care apare, toată tema biblică cumva de că cum asta cum era povestea din că Iisus care umblă în haine de cerșetor și nu știu ce de cules, de, adică un om care e în nevoie, niște tineri care vin să facă bine pentru comunitate, dar când văd unul aoleu nene, vezi că mi-ai murdărit mașina, apropo de consumerism, da, de oameni de la oraș, de lumea asta, de la țară pe care ei o părăsesc după ce aruncă doi saci, adică foarte complex. Filmul e o metaforă cap-coadă. Și bătrânul fenomenal. Și bătrânul și felul în care l-a găsit Radu pe domnul Sabin, pe uliță, pe acolo, adică aia pare un pic supranatural. Adică domnul Sabin nu e actor. Nu. E de acolo din... actor, de acolo, el e acolo în, la el în sat. Caută, încă caută, gata. Te caută gata. El e un om de, nu știu cât are acum, cred că s-a apropiat de 80 de ani, dar foarte în formă, a tăiat, a lucrat la, a tăiat copaci, adică este ca un de-asta, Wolverine. Deci e, deci când l-am văzut, ce brand, frate, era și bine acolo pe pachet și mamă, masiv, nenea tare, tare și foarte prezent. Adică nu e și explicat. Bine, în film e și Radu terminat. Explicat, e... Apropo, de ce să nu auzi, ce nu ți-ar zice niciodată un regizor? E un personaj. Deci dumneavoastră nu sunteți domnul da, Chente. E altcineva. Și el a înțeles. Da, uite, asta mi s-a părut adică fascinant, că a înțeles că omul. Și nu e actor. Noi oricum știam foarte bine ce aveam de făcut. Deci în cazul în care el lua pe arătură, noi știam să-l readucem la partitură. Pentru la că poveste. Radu ține la vorbele scrise, pentru că el petrece timpul cu vorbele alea. Sunt ale lui, vrea să le spui. Dar nu începi tu să faci impro show. Avea cască în ureche, îi zicea textul, dacă mai sărea, ne întorceam, vedeți că n-a zis aia, să nu uitați. Deci nu e că noi ne luăm după el. Da. Adică poate nu mai auzea sau nu știu ce zicea, dar tot timpul și făceam... Și erau și cadre lungi, asta era problema, dacă se întâmpla ceva la jumate... multe duble și cu el. Deci nu exista să zică vreodată, hai, vedem ce iese. Nu, o să ne iasă ce trebuie și nu pleacă nimeni până că nu ne iese, că de-aia suntem aici. Se vede în film că domnul Sabin nu este actor... Pentru că este al naibii de natural. Da. Este natural până în măduva oaselor. Da, el ajută și că el avea așa și da. Că are gânduri și că de pe altă planetă, ce mai zicea acolo Radu, vedeți acum, mirați-vă, uitați-vă la Maria, luați... Ei mai dădea chestii după ce ne-a mai obișnuit unii cu alții, știi? 838.000 de spectatori au făcut filmele tale. Am adunat. Fără show-urile TV, că palea n-ai cum, fără Love Story. Jucam și în team building. Mama mea. Era dublai cifre. Oameni m-au văzut, Dumnezeule. E mult, e puțin. Cum ești mulțumit? Atâta timp cât eu pot să-mi fac meseria, dacă ajunge la oameni bine, adică eu tot timpul o să dau tot ce pot în orice aș face. Că nu ești superficial. Că nu sunt. Dar dacă uneori nu o să vină lumea, aia e, se întâmplă. S-a greșit. S-a mers mai departe. Există, e o vorbă pe care zicea un prieten când începeam un spectacol, gândește-te că în sală este un om care vende pentru prima oară un
spectacol de teatru, uh-huh, și în aceeași sală e un om care vede pentru ultima oară un spectacol de teatru. Chestia asta, apropo de cifre, că tu poți să zici 838.000, dar dacă am din aia 838.000 2-3 oameni care au s-au mișcat într-un fel, pentru mine e important. Adică nu văd mamă, sunt... Eu nu văd așa. Eu tot timpul trec prin filtru emoțional tot ce trăiesc. Și încerc astfel să-mi fac viața cât mai curată. Și interacțiunile pe care le am cu oamenii se le fac în condițiile mele de sufletești. De-aia, cu tot respectul meu pentru filmele domnului Cristi Puiu, mi-aș dori să apar niciodată într-un film, pentru că știu foarte bine ce tip de regizor e și pentru mine nu e ceva ce îmi caut. Nu e pe sufletul tău. Nu e pe sufletul meu. Eu nu sunt pe how the pow, eu nu sunt pe tortură psihologică, eu nu sunt pe te strâng cu ușa ca să-mi dai. Nu, eu îți dau dacă îmi dai. Eu așa funcționez, știi? A trecut mult timp până să recunosc asta și să pot să am puterea să zic, filmat fiind, dom'le, nu caut asta. Știu că oricine ar da o mână să joace la Cristi Puiu. Și înțeleg perfect. Face filme absolut minunate și nu zic, vorbesc doar de proces. Adică pentru mine ar fi ceva care m-ar consuma atât de tare, dar eu vreau să... Să te simți bine. După aia aș vrea nici să mă stau pe la psiholog un an sau nu știu ce. Eu chiar cred în, nu știu, idealul meu e cum am lucrat cu Radu. A fost dur și condițiile au fost foarte grele și de vreme, adică aveai toate datele pentru a fi emoțional, să ai orgolii, să sară, să dreagă, să ne certăm. Nu, frate. Nu. Bă, suntem aici să facem filmul ăsta împreună. Eu sunt mai implicat pentru că l-am scris și îl pregătesc de mult mai mult timp decât sunteți voi implicați aici, dar eu fără voi nu pot. N-a trebuit să țipe la noi, n-am țipat unii la... Nu s-a cert... Știu, uneori e... Bă, da, sigur e... Știi, adică și îți dorești atât de mult să găsești asta, încât îți devine coordonată principală. Bă, asta vreau. Dar e o normalitate, așa ar trebui asta să fie vreau tot. Și ca regizor de teatru, eu nu înțeleg niciodată de ce să țip la cineva. Pentru ce? Suntem oameni în toată firea, mă. Dar pentru că unii doar așa cred ei că cred, înțelege lumea nu, că sunt șefi. Eu nu da. Asta se întâmplă nu numai în teatru, se întâmplă și în corporații, se întâmplă în viața de zi cu zi. Ăla care dă mai tare cu pumnul, ăla exact. E șeful. Hai, nu ești primul care ne spune lucrul ăsta aici la cineva în podcast. Da, cine mai zis? Cred că și Olimpia Melinte ne-a spus la fel. Că nu lucrează că bine sub presiunea asta. Da, sunt foarte mulți. Poate să livreze. Sunt foarte, foarte mulți actori care efectiv se pierd. Adică nu faci nimic. Adică nu. Mai ales că voi, în general, sunteți niște oameni emotivi și sensibili și când vine unul și spune bocancul pe gât, nu, stai să ne înțelegem. Dacă vine cineva și îmi pune bocan, nu zic în sensul fizic. Aia știu. Până în stomac. Mi-aduc aminte de Târgu Ocna, Vivaldi, discoteca, bătăile de acolo. Adică dacă mă calcă cineva, e rău. Dar eu nu vreau să ajung acolo. Adică eu nu cred, mă refeream fizic, îți dai seama. Eu cred în dialog tot timpul și nu o să înțeleg niciodată că dacă tu îmi faci o chestie și îmi zici lucruri care mă dor, eu o să zic, că-ți dau eu acum actoria aia bună. Uh-huh. Hai să vezi. Nu, frate. Din contră, poate te închizi mai tare. Da. Spuneai că pasiunea pentru film ți-a mijlocit drumul către teatru. Vreau să vorbim și despre teatru. Unde te putem vedea? Păi sunt actor angajat la Teatru Mic. Ai jucat prin multe teatre, trebuie să spunem, și la Teatru Mic și la comedie. Ai avut o dramă că nu te-au luat la început. Da, nu. Ai zis că te-a afectat. M-a ceva. Afectat, dar altfel nu mai cunoșteam pe viitoarea mea soție, așa că e bine. Contează. Până la urmă, da. Cu teatru tot timpul am avut o poveste de dus și întors, pentru că am renunțat la niște proiecte de televiziune foarte bănoase pentru teatru, când am sperat că teatru o să investească în tine. Da, adică
Am făcut rol principal la comedie cu Dorina Chiriac, Îmblânzirea Scorpiei, Shakespeare, Gelu Colceag. Mie nu mi se pare că am făcut vreo jenă de rol, adică chiar mi s-a părut că am fost bine. Și nu s-a întâmplat efectiv nimic, a fost cri-cri-cri. Ca după Gopo. Ca după Gopo. Ca după Întregalde, cumva, că nu... Am făcut primul rol serios, nu poate zici, a, hai că mai avem unul care poate... Nu. Am renunțat să mă gândesc de ce, aia e. Dar în momentul ăla la comedie, am zis, bă, frate, adică... Dar nu mă gândeam la premii sau ceva, că nici în zona aia. Dar un actor tânăr care are un range, care poate să fac niște chestii foarte puternice și pe comedie și pe emoții, adică să zici că te mai vede cineva, nimic. Și am zis, gata. Și cred că am trecut de perioada în care... Ca actor mă gândesc că rolurile pe care le fac o să însemne ceva. Am făcut la Teatru Mic Martiri de Maienburg, un text foarte complicat și dur. Iar nu cred că am făcut o prostie rolul ăla, nimic. Serios, cap coadă, fără nicio glumă. Tânăr în care crede, își ia ad literam, ce zice, Biblia și începe să o ia razna prin liceu și să povădească, să zică, să dreagă, să nu știu ce, să mintă, să fie manipulator, adică foarte complicate teme. Nici eu propun nimic. Și atunci am zis, bă, ok, am înțeles. Mă refugiez în regie. Da, ok, am înțeles. Hai că n-are sens. Aia ce îi spune regizorul Alex Bogdan, actorului Alex Bogdan, când mai stai de vorbă? Regizorul colegului actor? Subalternului actor. Da. Nu știu ce i-ar spune, cred că să... Adică stau de vorbă așa, se mai ceartă, se mai... Nu. O să-l omoare într-o zi? Probabil. Eu sper. Dar... Sper și în teatru sau și în film? În film sunt sigur că sunt actor de film foarte prost. Adică chiar înțeleg pe oameni că nu e îmbulzeală de roluri. Adică poate pe comedii, pe de-astea aș mai face. Sunt convins că nu pot să fac lucruri pe care le face, nu știu, Potocean, Tomacuzin, nu știu, zi de ăștia mai tineri. Nu e de mine. Pe teatru cred că aș putea să fac lucruri mai interesante ca actor. Dar cel mai mult cred că aș putea să spun pe partea de regie. Probabil că în următorii 5 ani o să urmeze și debutul meu în film. Un lungmetraj undeva, sper, la toamnă. Va fi încă un mediu în care intru. Ca debutant. O să vedem în 5 ani cine rămâne în viață. Și în ce zonă vrei să te duci cu regia? Înspre aș face, sincer, comercial să vă spun, sau... Da, sigur, aș face și, adică, dar ți-am zis, chiar dacă ar fi o temă mai, aș face-o cât mai accesibilă pentru cât mai multă lume. Am avut foarte mulți ani probleme cu gambling, cu casino, așa, aș face un film, nu aș face un film boring de o oră jumate, o oră 40, în care camera îl vede cum el suferă și stă singur, aș face... De chiar am vrut să te întreb. Aș face Trainspotting, adică pe bune, aș face bam, muzică, adică căman, știi? Chiar am vrut să te întreb dacă ăsta ar putea fi un posibil subiect de film. Da, este. Pentru că e foarte ofertant. Este deja. Îl gândesc momentan. După ce o să termin cu ăsta, încep să-l pun pe hârtie. Știu doar titlul, care e Păcănele. O să-mi fie greu cumva să mă decid dacă o să joc eu sau nu. Cred că s-ar putea să fie totuși un pic mai mic băiatul, dar cu cine o să fac, o să am ce să-i spun, zici? Pe unde. Deși, știi, e atât de greu pentru că sunt lucruri atât de dificil de jucat. Sunt dramatic. E de dramatic, niște lucruri pe care eu nu pot și foarte personale. Nu pot să-i explic unui om, zic că ai mers jumătate de oră și te-ai înjurat în continuu fără să tragi o gură de aer. Avem cumva un mod de a gândi, mi s-a părut fascinant, pentru că ai povestit prin podcasturi și prin interviuri treaba cu Parastasul, cu mormântarea, cu... Sunt fascinant de momentul ăla al trecerii dintre a fi și a nu mai fi. Înțelegi? O să văd. Sper să fie cât mai târziu. Dar cum ți-a fost? O să fie, asta e sigur. Cum ai ajuns la treaba asta? Băi, să fac un...
Să mă mormântez. Să-ți regizezi. Atunci mi s-a părut că e funny, adică... Deci nu ți s-a mai părut după. Și acum, cum ar fi, pentru că mă gândesc, pentru că e o temă la care mă gândesc în fiecare zi și tot timpul, mai ales după ce am avut primele decese în familie, știi? Și conștientizez faptul că totul se termină și, știi, parcă trăiești într-o bulă și la un moment dat când moare cineva, aoleu, e cu moarte, mă, filmul. Ha, am uitat. Eram pe petreceri, pe băutură și am dat, aoleu, să moare. Uite, mi-a plăcut cine e Ana Ularu săptămâna trecută, că ai o singură dublă. Da, o singură și dublă. Și atât. Da, și nu știu, probabil că le-am făcut că mi-ar plăcea să fiu prezent la propria mea înmormântare. Și adică, mie mi-ar plăcea. Dar din păcate nu se poate. Da, de-aia am ținut să... Uite că la el s-a putut, da. De-aia am ținut să fac chestia asta. E ceva ce... E un pic macabru, să fim serioși. Nu, dar mi s-a părut funny ca idee. Nu, e funny, e Caterinca. Cum te-ai ajuns cu coșciugul în teatru de comedie? Era dat... acolo, cum? Din să n-ai să fie teatru, să n-ai un coșciug? Nu există așa ceva. Păi și a fost de acolo cineva, George Mihăiță? Da, da. Mi-a dat voie. I-am rugat. Păi și s-a părut o idee total baiurea sau... Doamne, nu, bă, da. Pentru ce e teatru, de fapt? E... Ce să caută tot timpul în toate textele astea? De ce trăim? Cine suntem? Cum să nu vină să zic vreau să-mi fac moarte acolo pe cântece de Ada Milea cu toți artiști, actori, toată lumea știa. A, deci au venit actorii, au venit prietenii. Da, participat la așa. Ne distram la barul de lângă și în invitații la 12 fără un sfert vă aștept în foyer, unde eram în coșciug cu oamenii de la chitară, am repetat, am cântat, la final mi-au tras o pătură neagră că n-aveam capac, n-am găsit peste moacă și au pus niște... Dar nu te punea râsul stând acolo? Nu. Nu? Erai... Ai luat în serios treaba. Pe ce faci? Mort care râde? Nu s-a mai văzut. Ori nici face mort care roluri. Se ridică după aia. Ba da, după aia. Dar m-a ridicat nu când erau acolo. A, când au plecat toți. Au plecat. Deci eu am stat încă... Stat după. Na. I-au stat 5 minute a durat să plece. Mi-au pus flori, Dumnezeu să-l ierte și mai ziceau cu tare și stăteam acolo. Și am mai stat încă 5 minute... Cred că după ce au plecat toți, am stat un pic în liniștea aia. Și după aia am întors la băut. Avem un cadou înainte, pentru că aproape uitasem. Hai. Tuturor invitațiilor facem un cadou. Sper să nu, ceva, fie nu te amuzant aștepta. Și nu, să... Nu sunt banii pentru apartamentul ăla pe care vrei să-l iei. E să ai în casă, că nu se știe când ce trebuie. Ce e asta? Coli! Mor! Drăguț, mulțumesc frumos. Azi ce faci, colivă? Dai un da, mix, poți să faci un kit singur. De colivă. Ai tot ce trebuie acolo și ce că se face și repede. Adică când simți că te iază... Să facă tata, că nu știu eu. Mai peste 90 de ani. Dacă o să merg pe strada asta spre casă cu o colivă asta, la mine o să... Să-ți dăm o pungă. Nu ne-am gândit că ar fi un cadou simpatic. E frumos, mulțumesc. Mă rog, continuând gluma ta. O colivă de un kil, zice. Aia zic. Să zic ăștia când că dacă poftă... îți iese mai puțin sau prea mult, e ceva dubios. Gata, nene. Ok, Libertate, un nou film de Tudor Giugiu, în octombrie am înțeles că va avea premiera. Da, cred. Anunță. Deci este un film despre evenimentele din Sibiu evenimentele din 89. Sibiu din 89, un scenariu foarte mișto și cred, n-am văzut filmul, dar sunt sigur că a ieșit cum trebuie. Adică Tudor a avut și pasiunea asta să aducă 100 de film. Paradigma, da. Paradigma de film, de revoluție bășită. Adică chiar făcut foarte mișto, tot cu foarte mult, cu nume foarte mari și... Înțeleg că cam tot ce e pe piață cam a jucat tot, în filmul ăla. Cam cine era liber era luat. Adică vedeai pe stradă un actor, ce faci, nu te duci, vii la filmare, n-aveai cum să scapi. Sper să fie pregătită lumea pentru... E dur? Zice că e dur. E tot așa, e vorba despre puterea omului de a rezista. Adică are foarte multe emoții. Eu știu că eram în bazinul ăla cu atât de mulți oameni, eram vreo 30 de actori și 120-200 de oameni de la figurație. Stăteam toată ziua, era rece tare, era rău și eram în șosete, în desculță, adică eram cine avea papuci, era bine. Cam acolo se concentrează tot, știi, și urmărește sigur un om, dar o masă de oameni în timpurile alea nu l-a făcut foarte accesibil pentru toată lumea, pentru știi? Public. Pentru public, adică e, și Tudor face filmele tot în direcția asta, nu e...
n-are pretenții de autor, de nu știu ce, adică chiar face, știe publicul, vrea să le facă, să le vadă cât mai mulți oameni. De-abia aștept să vedem. Și nouul film al lui Iura, ai spus. Și nou Sâbărât de Cădură. Dar ce înseamnă scribulea la ea? Înseamnă ceva, smerenie și niște smerenie, smerenie, bunătate, credință, ceva de genul, nu știu, poate o să schimbe. Și n-a avut buget să le scrie pe toate și atunci Nu și acolo despre ce e vorba? Și acolo e un film de epocă, în primul rând. Un tânăr care se întoarce din străinătate, din Paris, în satul lui natal, ca să o ceară puna de nevastă, care e văduvă și vine după drum altul care vrea să ia niște bani de la soțul ei decedat și aia să și un bărligăciune. E funny. E funny și... De epocă, deci un film de epocă, și dar filmat foarte mișto, adică Iura cred că a făcut un pas ușor spre autor, adică nu vreau să panicheze lumea că nu e pentru marele public, dar a fost foarte atent cu camera, a avut niște cadre foarte mișto, adică se vede că l-a pasionat foarte mult subiectul. De data asta ești cu bani de la CNC, am înțeles. Nu știu. Important e că mie mi-au intrat banii, n-am întrebat unde sunt, de unde i-a luat. Nu, dar e bine că da, susține și astfel de proiecte. Un film de epocă și e ceva mai greu. Sau și Tam ne ajută să fie pentru toată lumea. Este loc pentru toată lumea. Asta spune sub și soare. Noi, da. Este loc și pentru autori. Este loc și pentru oameni care vor să facă film comercial. Este vorba și este loc și pentru Ioan Cărmăzan și pentru toată lumea. Normal. Nu, toată lumea este binevenită. Mai ales acum că au plecat foarte mulți oameni din țară. Da, din și porumbei am înțeles că au plecat mulți. Și nu asta mai și porumbei au plecat. Deci, na, lumea să fie relaxată și să meargă la film românesc. Așezați-vă liniștiți la locurile voastre. Vă rog frumos, stați potoliți. Dacă ar fi ca momentul ăsta să se transforme tot într-un film, care ar fi filmul în care vrea să-ți petreci restul vieții? Undeva unde am super puteri. Ceva Marvel în chestia de asta. Iron Man, ceva de genul. Un costum. Și dacă nu o să fii tu ăla care are super puterile în filmul ăla. Poți să fii unul care... Poți să uiți cu jind. Da. Trebuie să fii, poți să fii Hopi. Poți să fii omul. Să fii ăla care lucrează la fabrica lui, la Tony Stark. Și eu care îi fac costumul. Da. Și dacă ar fi vreun film căruia ai vrea să-i schimbi sfârșitul, care nu ți-a plăcut, ce ai vrea, pe care nu ți-a plăcut. Că știu că îți place gluma asta. Și să, care ar fi filmul ăla și cum l-ai schimbat? Uite, am văzut Babylon. Și așa. Știu că, nu știu, nu l-a văzut iar nimeni, dar ca să dau totuși noi un răspuns. Noi l-am văzut, da. Cam lung, mi s-a, dar... Da, am treabă cu lungimea, dar mi s-a părut foarte emoțional așa totul, toată, știi, filmul despre magia filmului și nu știu ce. Și eu n-am simțit nevoia de prăjeala aia la final, care pe mine m-a scos un pic din mixul film. De secvențe, zici. Da, că. De secvențe, din Matrix, tot am, adică... Nu-mi băga în ochi ceva ce oricum am înțeles. Ceva adică, evident. De ce îmi face asta? Adică lasă-mi, dacă e vorba de imaginație, tot nu-mi pun tot. Adică mi s-a părut că efectiv a luat, nu știu, a tras niște coc și a zis... Ce este acela coc? Dă-i, ce e acela Este opusul zis, filmelor românești, de... practic, unde te lasă fără final. Da. Aici e prea le-a mult pus final. La, le-a da. Pus de, da. Da, corect. A zis, hai să-i dăm, dă-i. Să nu facem ca românii. Ai văzut ce au făcut românii? Bun. Eu îmi iau coliva așa, și mă duc la mormântarea mea. Doamne ferește! Băi, poate peste 60 de ani. Casă, nu poți să știi nu când, când îți vine. Nu poți să știi unde e următorul, ultimul tău interviu. E adevărat. Dacă mor asta. Până scoateți, pentru voi e... Nu, să ne, mai așteptăm, nu ne dorim acest lucru. E țâță de mâță. Nu ne dorim acest la lucru. Noi a venit, era fix în seara când l-a călcat mașina. Mă, a fost ultimul, chiar ultimul. Dar el a să știi că simțea, el a vorbit și despre... Se atașease de coliva aia. Simțea asta de cum s-a plecat el coliva și fix nu s-a uitat, a zis pa și l-a făcut vraiște unul. Cu bă, la genul ăsta de final de interviu l-aș chema pe Iliescu. Am mai spus eu tu perioadele lui. Nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Nu ai gestuit-o. Eu cred că e mort de mult și e... E AI, un AI? E la Ion. Ion al lui, da. Crezi că el cheamă exact. Ion. Aha. Au reușit să-i transfer noi conștiința suntem în oglinda aia. Cu boxe. Da. Măi, dar eu zice, măi, dragă. Și vibrează, da. Ultima întrebare. Am ajuns la ultima întrebare și ea sună cam așa. O întrebare pe care o adresez tuturor invitaților. Dacă există o întrebare pe care ți-ai fi dorit să te adreseze lumea de-a lungul timpului interviuri și nu ți-au adresat-o.
Nici mai duce în de-astea patetice. Poți să te duci unde vrei. Pe emoționale. Este dreptul tău, întrebarea ta, ce ai fi m-a dorit. M-a întrebat nimeni cât port la papuci. Și aș vrea nici să nu dai răspunsul. Nu dau. Dar ca să nu apară pe site-ul de alea cu află totul despre alea. Nu interesează nimeni cât port la papuci. Ca să pot să primesc și eu mai departe niște... Eu cred în daruri. Okay. Eu cred și în... cât porți la papuci? Cât ți-a fost dat la papuci? Vrei să știi că e ceva dubios, că am început la 44 și acum am ajuns la 45 jumate. A, bun. Treci pe picior mare, practic. Doar pentru că eu port, cred că, 45, dar am nevoie de spațiu. Și eu la fel, da. Ca să pot să... Dar la mine e 46 și 47. La mine tu trebuie să suni la... Da. Unde să faci rost? Mai găsesc. Da. A, Circul Globus. Mai aveți de-alea de la Clovni, că nu... Putem mai... să-i punem să pară de firmă ceva. Mai ia de la... Să mai zici, mai ia de la ăștia, de la Smur. Da. Mai au accidente cu de-aia de a călca mașina și se întinde. Dați-mi și mie, vă rog, eu știu, să-i curățați de sânge înainte, că nu e așa. Alergic. Da. Mulțumim mult pentru prezență. Da. Avut... Ne bucurăm că am avut un interviu foarte cuprinzător, foarte viu. Da. Și am vorbit de lucruri foarte interesante și foarte serioase. Dacă a stat și lumea și s-a uitat la noi, să dea Domnul. Bine. Da. Dacă mulțumim. Nu, treaba lor să le faci. Mergeți la haita de acțiune din 21 martie la cinema. Cred că merită să-i dați o șansă, mai ales că iată și Alex ne-a povestit că este un film cu totul și cu totul, da, altfel în, da, acest peisaj, tot, chiar care se tot schimbă al cinematografiei. Nu cred că o să fie nimeni nefericit dacă vede film. Exact. Adică chiar că o să-ți dea o stare foarte bună. Până data viitoare, la revedere. Să vezi la filme bune și, bineînțeles, să nu acestea uităm de platformele pe care ne găsiți. Da. Platforma de gaz din Marea Costă, Marea platforma de țiței din Marea Adriatică, așa. Noi suntem la muncă acolo. Când avem timp, ne venim și vorbim și de filme, dar în rest... Mai tragem, mai învârtim de țiței. De țiței. YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast, le știți deja. TikTok, Instagram, tot, așa mai departe. Ce cât s-a putut. La banii ăștia, ne vedem data viitoare cu un alt invitat. Cine e următor? Evident. Anca Dumitra. Pe bune? Da. Colega. Regina colega. Din vârful afișului. Colega. Thanos din România. Thanos, exact. Din România, da. Eros și Thanos. De-abia așteptăm. Deci cu Anca Dumitra ne vedem săptămâna viitoare aici la Cinefan Podcast. Până atunci, să-i spuneți cu pup. Să-i transmitem. Alex Bogdan te pupă, Anca Dumitra. Și noi vă pupăm pe toți telespectatorii noștri și ne vedem săptămâna viitoare. Să vedeți numai filme bune. Pa! Aur! Am plecat de la Craiova și am ajuns la București. Sunt made in Oltenia. Acolo am crescut, acolo am copilărit și după aceea m-am încăpățânat să vreau să mă fac actriță. Nu știi ce mă așteaptă? N-aș putea spune într-o frază clară de ce am vrut, m-am încăpățânat în direcția asta foarte tare. Doamne, dar chiar am uitat asta. O să încerc să divulg și alte chestii, poate, pe care nu le-am mai spus, ca să vă surprind. Te aștept aici. Cred că deja voi știți totul despre mine și o să dați din cap că da. Doamne, du-mă undeva. Nu vei regreta. Asta e tot. Am înțeles. Da, și eu mulțumesc, mi-am luat florile și am plecat.